Bună seara, dragi cetățeni ai orașului Târgu Ocna. Bună seara, preacucerniți părinți. Bună seara, distinse personalități invitate la acest eveniment. Bună seara, îndrăgiți artiști. Sunteți cei mai fericiți astăzi. Onorată asistență. Doar pentru cei care nu știu, eu sunt actrița Ortan Sacodireanu, pensionar. Nu, nu. N-am niciun merit pentru asta, cel de sus. Am primit cu bucurie, credeți-mă, și cu mare emoție, onorabila misiune de a fi un mic anfitrion, numai câte înălțimea mea și vârstă, nu mai mare, a acestui eveniment cultural, din această zi sfântă, nimic nu-i întâmplător, care este doar începutul unui șir lung de evenimente, care urmează să se desfășoare în fiecare weekend, de aici înainte, la care, bineînțeles, sunteți cu toții invitați. Vă mulțumim din suflet că ați ales să fiți cu noi acum, aici. Să vă spun doar câteva cuvinte despre orășelul nostru pentru cei care vin din afară. Orașul Târgu Ocna, orășelul Târgu Ocna, este un oraș mic, cu o istorie extrem de zbuciumată, dar foarte frumoasă, cu oameni înțelepți, calzi, generoși, care te farmecă și pare că ar vrea să te țintuiască aici, în istoria lor. Astăzi, 15 august 2021, ziua adormirii Maicii Domnului. Domnul primar, îl invit pe domnul primar Cristian Aurelian Cipotaru, care împreună cu întreg Consiliul Local și întreaga administrație ne-a invitat aici, acum, să scriem măcar un paragraf de istorie din istoria noastră culturală. Înainte de a-l invita însă la microfon, vreau tot așa pentru audiența din afară, care nu știe micile performanțe ale micului nostru orășel, să amintesc doar câteva. Prima atestare a orașului nostru este din anul 1410. Nu ne-au adus apele, vânturile, suntem aici de o bună bucată de vreme. Târgu Ocna, atenție mare, are cel mai mare număr de biserici raportat la numărul de locuitori, 30 de așezăminte religioase la 11.300 de locuitori și mai deține un record, are biserici la 3 niveluri, la nivelul 0, unde suntem, la minus 240 de metri, Biserica Sfânta Barbara în Mina Salina și Măgura, Mănăstirea Ocnei și Mănăstirea Măgura și Schitul Cireșoaia la 560 de metri. Câtă binecuvântare pe acest micuț loc! Târgu Ocna a fost primul centru de exploatare a sării din Moldova în secolul 15, care timp de câteva secole a exploatat aurul alb și a exportat, bineînțeles, pe trei continente, Europa, Asia și Africa. Izvoarele minerale din Târgu Ocna au fost descoperite în 1846, în grădina lui Nastasache, așa se numea atunci parcul, dar captarea acestor izvoare are loc abia în 1888. Târgu Ocna
devine pentru prima oară stațiune balneoclimaterică în 1894. Prima sondă de foraj mecanic din țara noastră și a treia din lume, nota bene, avem cu ce ne mândrim. A fost pusă în funcțiune în 1861 la Târgu Ocna, iar macheta acestei sonde o găsim în cartierul Poeni. Muntele Măgura, un munte încărcat de eroism și încărcat de o seminte, o semintele eroilor care și-au dat viața ca noi astăzi să fim aici, a fost declarată printr-o hotărâre de, declarat printr-o hotărâre de guvern din 2004 rezervație naturală cu specii de floră și faună protejate și pentru peisajul său unic. Are o suprafață de 89,70 hectare. Rezervația este parte din situl Natura 2000 Târgu Ocna. Asta doar așa, ca să ne amintim unde suntem. Iar eu mă consider extrem de binecuvântată aici, în mica noastră de depresiune. Nu știu, cred că ar trebui să realizăm cât de mult ne-a dăruit Dumnezeu că ne-a plantat aici, la poalele munților care au dat secole de-a rândul aurul alb. Și încă o specificație, dacă îmi permiteți, pe cât de mic a fost orășelul nostru, pe atât de multe personalități cultural-artistice a dat de-a lungul vremii. Profesorul și istoricul Corneliu Stoica, care din păcate în seara asta nu se află aici, a scris o monografie a Văii Trotușului. A scris o carte special dedicată Târgu Ocna. A scos acum recent un dicționar al personalităților mari care au trecut prin orașul nostru. Este incredibil cât de multă spiritualitate se găsește, cred că pe fiecare centimetru din acest pământ. Să nu uităm că patronul nostru spiritual este Costache Negri, da? Care în ultimii săi ani de viață a trăit aici, este mormântat la Biserica Buna Vestire, dacă nu mă înșel, fost răducanu, da? Și Elena Negri și Zulmia și aproape o parte din familie importantă. Să nu uităm cine a fost marele cărturar ce Negri, să nu uităm ce ne-a lăsat, să nu uităm că a primit în timpul vieții sale vizita regelui Carol, da? Aici, la noi, la Târgu Ocna. Să nu uităm că Regina Maria, în timpul primului război mondial, a fost acolo, unde, la locul unde noi îi spunem masa reginei. Deci, credeți-mă, locurile astea au fost binecuvântate de divinitate, de univers, de bunul Dumnezeu. Alegeți fiecare cum vreți să spuneți. Pentru că văd că astăzi expresiile se dispersionează în spațiul nostru public, dar să nu uitați că nu suntem nimic în afara divinității, azi suntem, mâine nu suntem, și vă rog să fiți mândri și să realizați momentul istoric pe care îl facem acum, să fiți mândri că ați fost contemporani la ceea ce urmează. Vă mulțumesc pentru atenție, iertați-mă dacă poate m-am mai bâlbâit, așa, îl invit pe domnul primar să rostească ceea ce este de rostit. Bună ziua! Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, distinși invitați,
domnule europarlamentar Dragoș Benea, domnule vicepreședinte a Consiliului Județean Gelu Panfil, dragi colegi primari de pe Valea Trotușului, Dofteana, domnul Bujor, Târgu Trotuș, distinse domnule manager al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, domnul Adrian Cotrileț, onorat auditoriu, distinși domni consilieri locali și toți cei care noi trăim și trudim în localitatea Târgu Ocna, v-am invitat astăzi într-un moment emoționant, într-un moment în care am gândit să fim cu toții, pentru că un astfel de obiectiv, un astfel de edificiu s-a construit greu, un obiectiv pe care Consiliul Local a hotărât să poarte denumirea de Centru Cultural Ion Talianu, un om de mare cultură, un actor din generația de aur, va purta acest edificiu, acest nume cu rezonanță. Bine ați venit astăzi, într-o mare zi de sărbătoare, aici la Târgu Ocna, odată cu patronul spiritual și cu hramul orașului, sărbătorit astăzi la biserica din centru. Și permiteți-mi ca în momentele următoare colegii mei să vă invite și să vă prezinte un pic din istoria numelui Ion Talianu. Vreau să vă spun că acest edificiu s-a construit greu, deși a funcționat ca și casă de cultură vreo 40 de ani, 50 de ani, iată că a fost reconstruit printr-o finanțare de la Compania Națională de Investiții în 3 mandate, în aproape 14 ani de activitate, dar a ieșit un lucru durabil, un lucru modern, ancorat în realitățile de în zilele astea. Vă invit cu toții, înainte de a ca preacucenicii părinți să ne rostească câteva cuvinte de binecuvântare a acestui așezământ, invit de asemenea pe distinși invitați să ne transmită câte un mesaj acum în acest moment de sărbătoare aici la Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Vă mai rețin atenția doar cu niște informații foarte precise ca să știți cine a fost Ion Talianu. O secundă. Atenți, nu sunt multe informații. S-a născut la Târgu Ocna, la 31 martie, actor, fiul lui Toader Talianu Mariei, se erudea cu familia Cozoni. Studii primare aici, în orașul natal. Este atras de mic copil de lumea teatrului. Stabilit la Ploiești, se va căsători în 1934 cu Amalia Lalu. Joacă un timp teatru la Ploiești, iar după 1944 îl regăsim printre marii actori ai Teatrului Național din București. A fost un mare actor de teatru și film, pentru că a fost nemuritorul interpret al rolului Nae Cațavencu în comedia Scrisoarea Pierdută, prima filmare, da? A acestui spectacol. S-a remarcat prin roluri memorabile în piese de teatru, cum ar fi Regele Petrece, Topaze, Om de Afaceri. Ceea ce este foarte interesant, a jucat până în anul morții sale. În anul morții sale a jucat ultimul spectacol, Pe răspunderea mea, se numea. Moare în 1956. A interpretat roluri în film. În Mitrea Cocor, Răsună Valea, O Scrisoare Pierdută, Răsare Soarele, Afacerea Protar, Pe răspunderea mea, din nou. A interpretat doar personaje principale. Restul carierei, până la sfârșitul vieții, și-a petrecut-o pe scena Marelui Teatru Național din București. Deci acum știți cine dă numele acestui centru cultural.
31 martie 1898. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, vă invit să ne oferiți binecuvântarea în această zi de mare sărbătoare. Mulțumesc! Distinse domnule primar, iubiți invitați, nu vreau să intru eu în acest program, dar v-aș invita, domnule primar, este normal ca mai întâi să se taie pamnica de dumneavoastră, de domnul președinte europarlamentar aici de față, domnul Drago, sau și ne considerați dumneavoastră, că apoi noi să putem face slujba, este normal să facem lucrul acesta, și apoi noi deja ne organizăm aici să facem o scurtă rugăciune, uitați-vă chiar și pe ceas, va dura 3 minute. Ca să știți acest lucru. Mulțumesc. Dacă e din suflet. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că nu vom mai ține un cuvânt la sfârșit, aș vrea să vă spun că suntem prezenți aici cu binecuvântarea Arhiepiscopului nostru Ioachim. Mulțumim de mod deosebit primăriei orașului stațiune Târgu Ocna, respectiv domnului primar Cristian Aurelian, care și de data aceasta ne-a uimit într-un dat cu multă atenție, distinsă doamnă. Ne place aerul dumneavoastră cald și proaspăt pe care ne l-ați infuzat, să spunem, în această seară. Ne bucurăm de seara aceasta cu totul specială. Sunteți cu toții deosebiți, noi robii tăi, că Sfânt ești Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria, ocrotitoarea orașului stațiune Târgu Ocna, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Înțelepciune. Binecuvântează Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sare, ocrotirile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Amin. Vă mulțumim frumos, vă dorim multă sănătate, putere de muncă și spor binecuvântat în cultură, în tot ceea ce este sfânt și binecuvântat în neamul nostru românesc. Amin. Vă mulțumim. Eu îi doresc viață multă, căreia eu îi doresc să devină o pepinieră de, cum se spune, de descoperit talente. Târgu Ocna de-a lungul timpului a dat extrem de multe talente. Cine are o curiozitate aparte, poate să citească toate personalitățile care au plecat de aici, din micuțul acesta la oraș, în dicționarul personalităților a domnului istoric Corneliu Stoica, premiat de Academia Română, da? Să nu uităm acest lucru. Și aduce aminte, ați văzut că clasa de cultură, pe zidurile căruia s-a reconstruit totul, a fost construită între anii 1958-1960. 2 ani a durat construcția acestui edificiu. Dar să știți că m-am informat în tot în scriere de domnul Stoica și am aflat că atunci s-a mobilizat toată comunitatea orașului și în 2 ani de zile a fost gata o casă de cultură care la vremea aceea era un model. Ea n-a mai suferit nicio reparație capitală. Acum este într-o haină absolut nouă. Este fortificată, s-au câștigat spații, n-aveam spații de expoziții. Acum avem. În anii fostului regim, pentru că nu trebuie să ne fie frică de adevărul și istoria pe care noi toți am trăit-o, nu, trebuie să ne asumăm ceea ce am trăit cu adevăr, cu iubire, cu respect. În fond, fiecare epocă are și bun, are și rău, așa cum și viața noastră
este pictată și cu bune și cu rele, trebuie să ne asumăm ceea ce suntem, de unde venim. Eu vă spun că am debutat aici, eram un țânc, și am debutat aici pe scena Casei de Cultură, sub îndrumarea doamnei director Teodora Pavel, pe care n-am să uit niciodată în viața mea. Eram săraci, veneam de scuță la Casa de Cultură, dar doamna Teodora mă ducea la ea acasă, mă îmbrăca și eram cea mai mare actriță de pe Broadway. Înțelegeți? De aici am plecat. Ei au descoperit în mine jvuncul acela, histrionul care nu-mi dădea pace. Da? Au fost ani de activități, unul după unul. O văd aici pe Florica, doamna Florica Sfârla, care a jucat ani de zile non-stop. Erau trupe de tot felul. Nu exista să nu fie activitate permanentă. După Revoluție, fuior de activități. Da? Copiii colegiului, elevii colegiului Târgu Ocna, împreună cu primăria și cu Multiart, au adus 6 trofee mondiale de la Sanremo. 6 trofee mondiale plus cel mai mare trofeu, Delfinul de Argint. La 6 secțiuni s-au prezentat, au ras toți. 80 de copii am plecat din Târgu Ocna și am ajuns și am adus orașului aceste premii. Sunt sigură că Târgu Ocna încă are foarte mult potențial artistic și aș vrea ca cei care urmați să vă implicați, să intrați cu curaj înăuntru centrului, fie că sunt profesor de muzică, de desen, de, nu știu, că sunt actori, că sunt, veniți, căutați talente, șlefuiți-le și dați-le drumul lume, dăruiți-le câte ceva din ceea ce mai aveți aici înăuntru. Pentru că fiecare generație lasă următoarele valori, următorii ucenici. Da? Și am să vă rog ceva. Și vă spun din tot sufletul. Nu vă las să călcați aici până nu vă spun câteva versuri care trebuie să... Nu mă ascultați pe mine cum spun, că poate o interpretare a noastră, se poate interpreta un text în zeci de mii de feluri. Ascultați mesajul, cuvântul. La început a fost cuvântul, nu? Părinții ne pot demonstra acest lucru cel mai bine. Ascultați aici. Nu urmăriți pe Ortanța Codreanu cum să fițuiește, cum se... Nu, ascultați cuvintele. Dacă vreți, închideți și ochii. Poezia se cheamă Murim ca mâine. Amanda Isanos. Și spune așa. E așa de trist să cugeți într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe acolo unde-i vezi ori să mai stei voioși, în vreme ce noi vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi. Cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare, și iarba asta o să mai răsară. Și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi singuri nu vom fi a doua oară. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru o ură, când viața nu-i decât o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și îmi pare trist și neînțeles că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu zâmbim. Noi, care atât de repede murim. Mai urmează o premieră extraordinară. S-a nimerit cum nu se putea mai bine. Știți, noi avem mai mulți artiști plastici,
Avem artiști de tot felul în Târgu Ocna, oameni buni. Avem o foarte bună bază solidă, un sol extrem de prolific în sensul acesta. Dar știți, noi îl cunoaștem pe domnul profesor Nichita Burculeț ca profesor de desen, dar nu știm ce mare pictor este. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, un pictor deosebit în peisaj, n-a avut niciodată șansa să expună la Casa de Cultură, la fosta Casa de Cultură. Acum e centru. Dar cred că Dumnezeu așa a vrut, la un asemenea talent, să primenim Casa de Cultură, să facem centru cultural. Deci, domnule pictor Nichita Burculeț, dacă ați așteptat atâția zeci de ani, n-a fost în zadar, credeți-mă. Trebuie să aveți momentul dumneavoastră. Stimată audiență, vă invit cu tot dragul să vizionăm expoziția domnului pictor Nichita Burculeț. Laudatio al acestei expoziții îl va face soția sa, doamna profesor de muzică și o mare cântăreață de canto, coruri, a cappella, nu vă spun cât dăruire și talent există în această familie. Deci vă invit frumos să intrăm în holurile Casei de Cultură, nu mai are un singur hol, are mai multe, să ascultați și să vizionați expoziția. Bine ați venit! Poftiți, vă rog! Da, da. Da, ne-am preluat un pic cu emoțiile. Aveam în moment și dezvelirea acestei plăci. Dacă simbol, e corect ca numele maestrului Ion Talianu să fie aici, pe frontispiciu acesta, ca toți cei care doresc și trec pe aici să poată să cunoască cine a fost acest mare român. După care vă invităm să vizionăm împreună un spectacol oferit de maestrul Dan Puric cu tema A iubi românește. Cred că o temă actuală. Poftiți! Bine ați venit la Târgu Ocna! Alexandrii, care după mamă se trage din celebra familie Cozoni, din care familie, cu care familie se înrudește și Ion Talianu, actorul al cărui nume poartă Casa noastră de Cultură. Unii istorici literari spun că Alexandrii s-a născut la Bacău. Alți istorici locali spun că mama lui Alexandrii, înainte de a aduce pe lume pe fiul ei, a venit la părinți la Târgu Ocna și când i s-a apropiat ceasul, a plecat spre Mircești ca să-și aducă fiul pe lume. Nu erau nici șosele bune, pline de bolovani, nici trăsuri cu arcuri nemaipomenite, în căruța în care s-o fi urcat, cu zguduielile respective, alții zic că l-ar fi născut pe Alexandrie în zona unde e acum meteor. Eu prefer această variantă. Istoricii preferă varianta cu Bacăul, dar noi ne bucurăm că Alexandrie se trage din această zonă.
Acum să vorbesc în general despre lucrările soțului meu. Vă invit să observați că indiferent ce subiect abordează, are o formă de religiozitate în ceea ce transmit. Indiferent ce vă uitați. De exemplu, în cele trei lucrări de acolo chiar au special imagini legate de cultul nostru religios, de cultul creștin, nu neapărat ortodox. Dar, totodată, referindu-ne la religiozitate, să nu uităm că românii, în tot ceea ce au făcut, au avut, totul au început cu Dumnezeu și totul au terminat cu Dumnezeu în gând. De aceea, acele lucrări din colțul acela legat de colțul etnografie, uitați-vă, mămăliga, cănuța cu flori și cana cu obiecte din folosul țăranului român, toate au o formă de religiozitate. Mămăliga e tăiată în formă de cruce. Florile acelea cu mănunchiul de flori cu care se duceau femeile în copilăria mea, când plecau la biserică, luau o mânuță de flori și așa se duceau la biserică. Toate vorbesc despre construcția noastră sufletească întru Dumnezeu. Și nu degeaba spun asta, dacă ne uităm la aceste două lucrări, vedem un trecător prin viață, un zburător, un trecător, nu un zburător în sensul elelor, știm noi, ci treci prin viață și mai ușor și mai greu și mai zburând și peste munți și peste cărări, dar ajungi la un moment dat să urci. Vedeți, asta se cheamă dincolo, lucrarea asta. Urci, urci, urci și la un moment dat urci pe o scară care nu se vede unde te duce. Se pierde undeva în cer. Dar în cer undeva se găsește alt pământ. Dincolo poate să însemne de aici până la dumnealui, poate să însemne de aici și până afară, poate să însemne de aici și până la Dumnezeu. Poate că drumul ăsta e taborul nostru până pe Măgura. Că să urci până pe Măgura nu e greu. Nu e ușor, dar nu e o golgotă. E un tabor. Este un loc unde te poți ilumina și afla adevărul despre tine și despre oameni. În partea cealaltă putem vedea obiecte din uzul obișnuit al oamenilor. O piuliță cu care, sigur, dumneavoastră în copilării tot v-a ajutat, chiar că nu mai folosiți. Un vas frumos de flori, cu fructe, totul ceea ce folosește și ceea ce îl bucură pe om în zilele noastre. Din coace, pictorul vede frumusețea omului, frumusețea în orice ne încoljoară. Omul este frumos așa cum este el, chiar dacă nu are o frumusețe specială. Dacă are o frumusețe sufletească anume, sigur că este foarte frumos. Uitați, pictorul pictează acest chip de femeie, dar de fapt ea este văzută cu ochii lui. Că ea este dincolo de imaginea pe care el o pictează. Cum o vede pictorul, așa o înfățișează. Din coace, un pocal cu fructe, dar și pocalul, uitați-vă ce formă are, și pocalul aduce o formă de vas religios. Dragilor, eu v-aș invita la noi acasă, ca să vedeți acolo lucrări. Deocamdată, atâtea a putut soțul meu să expună. Da, am uitat. Aici sunt două lucrări inspirate
din alți doi pictori consacrați. Asta se cheamă Pictorul și Amatorul, este o lucrare după Braugel. Aici există alt chip, iar aici soțul meu a făcut un autoportret. Dincoace, asta se numește Lăptăreasa după Vermeer. Această imagine este luată dintr-o lucrare, dintr-o pictură a lui Vermeer și prelucrată de soțul meu. Are 3, 4, 5, 7 lucrate, nu seamănă două între ele, decât ideea asta și cu el într-o zonă. O lucrare are în cazul ăsta vitrale, alta are perdele, știți? Crucea asta, de exemplu, era la noi, la el în atelier pe perete, acum i-a dat-o fiului nostru. Deci, totul e lucrat după sufletul și inima lui. Și această lăptăreasă care parcă coboară din tablou ei, de unde a fost inițial pusă de primul ei autor, picură. Vedeți? Noi nu avem nevoie de mult. Să ai mult. Ai mult, pleci tot cu ce ai venit. Avem nevoie doar de puțin. De acest picur. De fapt, avem nevoie de pâine. Pâinea noastră cea de toate zilele, adică Sfânta Împărtășanie. Cea care ne dă viață și ne lasă poate să ajungem într-o zonă mai de lumină. Dragii mei, mă iertați, am vorbit cam mult. Vă invităm la noi acasă. O să trebuiască să vorbesc eu câte ceva, dar soția mea știe mai multe. Domnule, să fie într-un ceas bun, că ați călcat cu tot cu opera dumneavoastră aici. Vă rog să ne spuneți cât ne lăsați expoziția. 2 săptămâni. Poate mai cădem. Negociem. Onorată asistență, vă invităm la punctele forte, în punctul forte al manifestării noastre, spectacolul susținut de marele actor, scriitor și orator, întru ale patriotismului și ale ființei noastre naționale, Dan Purec, care a conceput această formulă de spectacol care se numește Iubim Românește. Vă rog, am o mare rugăminte, eu am pățit-o acum, dar probabil că am pățit-o pe bune. Vă rog să dați telefoanele pe silent, că marele maestru se supără dacă îl întrerupem noi cu... O să... Vă mai fac un mic prolog la prezentare acolo, o mică prezentare acolo și gata. Misiunea mea s-a încheiat în seara aceasta, dar vreau să mulțumesc domnului primar, administrației locale, domnului viceprimar, administrației locale, preoților noștri dragi, dragilor noștri părinți, că au fost aici cu noi, dumneavoastră fiecăruia. Dacă aș putea acum, m-aș duce la fiecare și v-aș lua așa un pic în brațe să vă strâng, să vă dau un pic de energie. Cam, am surplus. Vă rog, călcați cu dreptul. Vă rog, gândiți că poate copiii dumneavoastră se vor lansa aici. Cinste tuturor administrațiilor, primarilor, începând cu, nu știu pe vremea cui s-a început, a doamnei Ivanov, nu, a domnul Ștefan și Lochi. Și cine a mai urmat? Doamna Ivanov, din nou Ștefan și Lochi și acum Cristian Ciubotaru. Fraților, a fost o muncă decisivă de 12 ani. Nu putem face așa din degete ca să realizăm câte un lucru foarte bun. Avem nevoie de timp. Și un mare scriitor spunea, iartă timpul și ce faci? Vă invit cu tot dragul, așezați-vă pe locurile dumneavoastră, să fie într-un ceas bun!
vă spun din nou bine ați venit. De data aceasta, dragi spectatori, sunteți primii spectatori ai Centrului Cultural Ioan Talianu, Târgu Ocna. Vă rog un ropot de aplauze! Îl felicit pe domnul primar Cristian Aurelian Ciubotaru pentru că s-a gândit împreună cu întregul Consiliul Local, așa ca să nu facem discriminări, pentru că s-a gândit la o formulă inedită de a inaugura acest centru. Și care ar fi fost formula cea mai inedită? Ar fi fost ca să-l invităm pe marele actor, scriitor și distins orator, Dan Pureg. Sigur, spectacolul se numește Iubim Românește, iar eu, fără să schimb nici măcar două cuvinte cu maestrul, am să-mi permit doar trei strofe să le dedic dumnealui și băieților care fac parte din spectacol, se vor prezenta singuri. Între ei vă aduc aminte că se găsește concetățeanul nostru Mihai Teleagă, un mare pedagog, un mare profesor de muzică, care e, din păcate, e mai cunoscut în afară, prin țară, decât că așa e, că nu ești profet în țara ta niciodată. Așa, care a scos generații de copii talentați, a lucrat pe fiecare coartă, pe fiecare notă muzicală, ca să-i aducă la performanță. Să știți că e cel mai tare din toate cluburile de copii din țară. Câștigă așa, pe bandă, concursurile. Și acum, maestre Dan Pureg, eu vă dedic aceste trei strofe. Este ca o confesiune a oricărui artist și sper să vă placă dacă mă auziți de acolo, de undeva, din culise. Eu tremur toată. Am niște emoții îngrozitoare. Dar sper să le surmontez. Fiți atenți la cuvinte, nu la cum interpretează ortața. Nu-i nimic interesant. Că dacă îi dau textul Domnului, le interpretează în cu totul altă manieră. Deci, fiți atenți la cuvinte. Eu nu vă aduc decât puțină lumină din tainele umbrelor mele păstrate. Eu nu mă revărs în oceanul de vină și nu navighez printre ore pătrate. Eu nu locuiesc decât într-un punct. Nu am nici palate, nu am nici domenii, eu nu mă găsesc în prezentul defunct și tot ce respir e un târg de vedenii. Eu nu vă aduc decât lancea și scutul din jarul cenușii vânturând resemnare. Eu nu mai ucid. Peste toate, trecutul. Și tot ce vă cer e puțină iertare. Vă rog să-i primim cu aplauze. Bună seara. Nu sunt eu, dar nu fric. Fiți liniștiți. Eu reprezint grupul Harmonic și am să chem colegii. Vitali Rusu, clape, pian, conduce cel mai bun cor bisericesc din Moldova, condus de Vitali, Gheorghiță, în artă, și Ciprian Leu, hai tovar! Fiind
fiind o seară de poezie și muzică de dragoste, spectacolul Iubirea la Români, ne-am adaptat și noi cumva la repertoriu să ne încadrăm în această tematică. Sergei Esenin și urmează Virgil Careanu cu o poveste despre viață, se cheamă chiar Din viață. Thank you.
Depinde dacă pleci de acasă cu mine veșnic.
Thank you.
guvernul. Mihai Pauliuc a găsit asta în 2000, apoi domneștean, poate mai puțin cunoscut la noi, dar pulsul societății îl putea lua la orice oră și era suficient de acid și plăcut în același timp. Continuăm doar cu o singură condiție. Să cântați cu noi la Să ne iubim. Da? N-am auzit.
lăsăm spațiu și pentru colegii noștri. Spunea cineva că englezii știu să cânte fain. E adevărat, am văzut și eu pe stadion. Dar pe stadionul din Târgu Ocna îi întrecem dacă ne ducem numai cât suntem aici. Vă mulțumim încă o dată. Aș vrea să vă prezint numărul următor. Înainte de asta n-am de spus decât două vorbe. Aștia nu sare de parte de trunchi. Cătălin Stepan. Thank you.
Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să iau șevalet tot aici. Ca să ne vedem mai bine. Un cântec foarte scurt, un cântec pe care l-am scris acum vreo 7-8 ani, pe poezie de George Tăpârceanu, un cântec mai rimat care sună cam așa. Ion Hagiu, un cântec patriotic, zic eu, care se numește Căciula. Cântați la refren dacă știți cuvintele, dacă nu puteți să cântați cu la-la-la, mă nu foarte tare să ne trezim pe ăștia de la slănic sau cei pe aici la broc. Și nu credeți
sau pistolesc pe cel mai mic fior, să-mi rămână umbra pe pământ. Dacă nu vezi, tu te transformi în ceas, un minutar rupt întors pe dos, care și-aruncă orele pe jos și nu înțelege timpul ce-a rămas. Thank you.
mai strunte decât doi copaci. Vor veni tăietari să ne împundă, vor lua crești toți copii săraci. Frumoasă, muzică frumoasă. Ai fugit, Cătălin. Mai avem un Cătălin aici în sală. Un poet, nu putem spune în devenire, un poet care va ajunge undeva sus. N-am spus-o eu, au spus-o cei care se pricep mai bine decât mine la poezie. Vă va recita o poezie, chiar dacă n-a fost inclus în programul nostru. Este vorba de Cătălin Pili, Pili Băuțean. Să nu vă așteptați la poezii de altă natură decât poezii de dragoste. Nu trebuie stativ ca să pot... Să poți să interpretezi. E chiar în spătăren aici. Ce onoare să-ți spun microfon, nu? Poate... Stai. Poate nu știți, însă... Profesorul Mihai Tăreagă chiar este o personalitate marcantă a României, nu numai a acestui oraș. Mihai, ajută-mă! Ai văzut cum zic, nu? Da. Maestru. Numai mie mi se putea întâmpla asta. Eu sunt Pili, sunt botezat de, ca nume literatură, de Mihai Tăreagă. Sunt lansat de Adrian Păunescu în 1997. Am vreo 9 cărți publicate. Și vreau întâi să mulțumesc și să mulțumim în primul rând domnului primar că a organizat un asemenea spectacol excepțional cu mari valori, între care se numără și Cătălin Stepa și Mihai Tăreagă și maestru Dan Puric. Și domnului viceprimar, să mulțumim preoților care sunt aici. Am această banderolă, sau cum pot să o numesc, o fâșie din ceea ce s-a întâmplat astăzi. Am primit-o cadou de la domnul viceprimar, vă mulțumesc frumos. Aplauze pentru cei care au organizat asta. Și mi s-a îngăduit, zice lumea că aș recita frumos, mă vorbește lumina asta. Dar cea mai frumoasă lumină este lumina din ochii dumneavoastră. Nu, lumea. Am să recit două poezii, nu o să vă țin mult, dar o să vedeți că merită. Este o carte care a fost lansată recent la București, a fost lansată și la Onești, voi lansa și la Constanța, va ajunge și în librării curând. Se ridicau cocorii din genune,
albi și frumoși și puri ca o mireasă. Erau soldați și zborul lor, minune, îi întorcea vii de pe front acasă. Aveau cocoare și iubiri de o clipă și aripile lor pluteau în zbor, dar cel mai tragic, cei cu aripă țineau în rânduri de iubire, dor, așa se face, că atunci când norii se sparg de tunet începând să plouă, de fapt sunt lacrimi, fiindcă plâng cocori. Și ei ne scriu pe cer scrisoare nouă, de s-ar întoarce toți, nu știu, nu pot, dar să-i primim pe cei care visează. Cocorii albi n-au aripă din cot, dar cu aripă ne îmbrățișează. Rămân urme de dragoste și luptă și va rămâne doar secretul lor. Urme de glonte și manta o ruptă, cocori etern pe cerul muritor. Se ridicau cocori din genune, albi și frumoși și puri, precum mire, erau soldați și zborul lor pe lume căra în graniți taină și iubire. Vă mai recit încă una? Asta e o poezie pe care mi-a ales-o maestrul Teleagă. El este un maestru și ar fi bine să vă mândriți că aveți o personalitate ca profesorul Mihai Teleagă. Poate nu știți, dar Mihai Teleagă a fost și profesor universitar. El a creat, într-adevăr, generații frumoase de oameni cu talent. Eu îl iubesc mult, fratern, și mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine. Aplauze pentru Mihai Teleagă. Atât de mult și greu mi-e dor, torpile, prin sânge și prin vene, iar pornesc că mi-au căzut din inimă reptile și mă înveninează că iubesc, că a început să-mi plouă cu tirade și el nu te mai lasă să-mi vorbești. Amrita mea din Mircea Eliade, pe unde plânge? Că vin, pe unde ești? Eu mi-am pierdut și cumpăt și răbdare și tot aștept plângând semnul zeiesc că mă iubești, e clar. Dar de ce oare nu-mi vii în brațe să te liniștesc? Privește-mă prin dorul fără clipă, nu plânge, haide! Mi-e cu mult mai greu. Trimit cocorul, înger și o aripă. Îi spun să-ți lase să mai ai mereu. Puteam să te repesc în miezul zilei, dar sunt bătrân și mi-e netrebnic zborul. Tu pune-ți dorul în cutia mirei și Dumnezeu va binecuvânta cocorul din tine. Nu vă mai plica vreodată. Ori voi muri de dorul tău, ori vii. Iubirea mea frumoasă și ciudată, să-mi naști din tine versuri și copii. Actrița Hortensia Codreanu vrea să zică două cuvinte despre domnul Dan Puric, coleg de breaslă. Poate să vină lângă mine. Greu. Greu moment. Vă pot spune atât. Sunt leat de naștere.
de ani de naștere cu maestrul Dan Purec. Ne-am cunoscut când domnia sa a fost repartizat la Botoșani. Se simțea de atunci pulsul foarte aritmic, să zicem. Se ocupa de tinerii din Botoșani să învețe step, să bată step în timpul Ceaușescu. Nu vă puteți imagina, era o mare, o mare îndrăzneală. Pe urmă, maestru Dan Purec, cred că dintr-o nevoie lăuntrică, s-a apucat de cea mai grea formă de spectacol, spectacolul fără cuvinte, pantomima. A creat o trupă, a creat niște spectacole premiate peste tot în țară și în străinătate. A fost primit de Casa Regală din Spania, de Casa Regală din alte țări. Este, pe cât este de micuț de statură, pe atât este de mare. Și apoi, atât din cât știu eu, din ce a făcut, într-o etapă următoare a existenței domniei sale, și-a luat în piept și pe buze cuvântul românesc, este ceea ce se cheamă un creștin adevărat, autentic, practicant și un mare, cred că cel mai mare orator pe care l-a dat, pe care l-a dat actorimea română vreodată. Asta este părerea mea. Maestre, vă rog să mă iertați dacă am greșit, dacă nu mă așteptam la chestia asta. Domnule noastre s-a intersectat, eu eram actriță la Bacău, domnia sa actor la Botoșani. L-am revăzut o singură dată când reîntoarsă din Occident, unde m-am dus să încerc pâinea amară. M-am dus special la spectacolul pe care l-avea la Bacău, am furat un autograf de pe scenă și n-am mai crezut că mai ajung odată să fiu aici, să-l îmbrățișez. Oameni buni, bucurați-vă, habar n-aveți ce momente trăiți. Îi mulțumesc Universului că a plantat la noi, în România, astfel de spirite și suflete. Mulțumesc, doamna, pentru această prezentare de nu mai simpuri, plujniță. Dar dați-mi și mie o lumină ca să văd și eu cui vorbesc. Că asta este puțin cam... Așa, așa, cum să ne vedem la față. Mulțumesc că putem să ne vedem la față. Sigur că am făcut pantomimă. Aia de la Ministerul Culturii m-au întrebat dacă mai fac pantonină sau pantomilă. Că iau creierul cam atâta, nu e mai dezvoltat. Unul în Basarabia, era lume multă, luasem un premiu, eram la sfârșitul spectacolului, și lumea aplaudau basarabenii și a venit unul cu o căciulă merinos așa, i-a oprit pe toți la sfârșitul spectacolului și m-a mirat așa și el a zis, iată câte poate spune un român atunci când tașe. Când ne răzbătă că tăcerea e un limbaj, nu e o muțenie. Așa, m-a rugat Victor să-l iertați, dar din probleme de sănătate nu poate să vină și am zis, ori să te ierte că îi fac eu să râdă. Așa că vă rog să-l iertați. N-a putut să vină, efectiv, Cătălin, ascultându-l aici, recitând poezii, mi-am adus aminte de examenul la institut. Nu era fantastic dacă s-ar fi filmat în perioada aia examenul de la institut de teatru, nu ieșea nimeni afară din casă.
nu știți ce fenomene. Mie mi-a povestit maestrul meu de Rădulescu, Dumnezeu să-l odihnească, a venit o tipă pe tocuri, înaltă, așa, bine făcută, cu un vraf de cărți de desubt, așa. Și a spus, da, domnișoară, ce ne... Avem 20 de cărți, le țin așa, pe tocuri, toată... Ce ne spuneți? Scrisoarea a treia, fragment. Da, vă rugăm. Și abia plecă bătrânul. Continuați. V-am spus că e un fragment. Era demență, domnule. Eu am căzut 2 ani și de la 3 l-am sunat pe mama și zis, mama, acum ori intru în pușcărie, ori intru în institut. Și n-am spus niciodată, era, dom'le, există îngeri. Îngerii vin din când în când și așează aripile pe ochii unor tăvarși care nu trebuie să vadă. M-am pregătit cu o fablă, în comisie era doamna Olga Tudorache, Dumnezeu să o odihnească. Vă dați seama ce era pe capul meu, că vedeam Marie Moraru, am zapele, chiar că eram un puric. Și m-am pregătit cu o fabulă, muștele sărmea lui Sara, așa, și a zis, ce ne spuneți? Muștele de Sara. Și zic, s-au adunat, deci vă gândiți-vă că era anul 1981. Aia cu luminile pe mine, eu așa, zic, s-au adunat muștele într-un congres și musca șef a zis să facem miere precum albinele, să reușim să... Ăia au înghețat. Era... Și zic, noroc era și musca țețe care a zis, ați ascultat cuvintele înțeleptului. Doamne. După 2 ani m-a prins Olga Tudorache pe culoar, m-a fixat, a zis, fire al dracului, nu să mă bagi în pușcărie, nu? I-a dat telefonul Bibana și a zis, ți-am băgat unul genial, dar vezi că e sifilitic. Atunci, să știți că există îngeri, pe spune că numește securiști, l-a ascultat ochii. Și eram la Focșani și am spus, în sala aici sigur sunt 5 securiști. Știți care a fost problema? Că a venit primarul primul la mine și mi-a zis, domnul Puric, chiar 5 erau, de unde a știut? E o chestie mea. Și acum să începem, că este o întâlnire, v-am adus și cărți ca să citiți. Știți că acum nu mai mult cât e pe telefon, tinerii nu mai citesc. Mi-a zis un pei, numai cât e pe telefon, pe zic, eu am scris mai mult. E gândirea, se poartă gândirea fragmentată. Nu mai au continuitate de așa... N-ați văzut, când merg pe stradă, eu omoară pokemoni. Poți să-l caci cu mașina, se poate întâmpla orice. Eu am un câine, un labrador, o cățelușă. Am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. E mai deșteaptă decât tot guvernul și președintele. Automat, e mai deșteaptă decât... Și am să vă spun de ce este deșteaptă Dulci. V-am adus cărți din toate producțiile mele, inclusiv o piesă care e foarte cenzurată, Acești români fantastici. Sper, am vorbit cu domnul primar să vină aici să o joc înainte de a mă lega. Mi-au rupt afișele în București, dar lumea venea demență, e teribilă. Cred că v-am adus și cartea, o să citiți. Este și profetică. Da, m-am dus cu câinele în parc, avea vreo 6 luni, am scos în parc și mi-a tras prima lecție. Era un afiș de 2 ori mai mare decât acolo în spate, cu unul care vrea să ajungă senator. La intrarea în parc. Știți care a fost diferența între mine și câine? Eu m-am uitat la afiș cățelul 1. Cățelul s-a uitat un fier de iarbă. Viață. Și atunci mi-am dat seama că îmi pierd vremea. Când m-am uitat acum în spate, mi-au tremurat picioarele. Ion Talian. Fiți atent cum se face istoria teatrului. Eram un amărât așa de actoraș și intrasem și eu prin Teatrul Național. Ce minunat ai fost, Ortans. Și cine credeți că stătea acolo la intrare? În spate, George Constantin. Teribil actor. Tu mai fusese o festivitate cu Generația de Aur și zic, domnul George Constantin, felicitări, dumneavoastră faceți parte din Generația de Aur a teatrului.
domnul Dănuț, o mie care am nimeni, fiți atenți cum vorbeam, domnul Dănuț, noi suntem nimic față de generația de platină. Dar iam. Există pe arhivă Cațavencu interpretat, cel mai mare Cațavencu din istoria Teatrului Românesc. Vedeți pământul ăsta cum dă? Cum dă așa? Nu trebuia să fie în capitală. Când plânge, zice, țărișoara mea! Maxim de impostură a surprins toată canalia politică. Uriaș actor. Am scris o carte, nu știu dacă am adus-o, Dulci, jurnalul unui câine scris de un purigdan. Și tot așa, s-a citit repede și culmea, au citit pe semne doamnă pensionară din parc. Și într-o zi am întâlnit cu câine și o doamnă pensionară cu un baset. Nu se știa cine are grijă de cine are grijă. Basetul de doamnă sau doamna de baset. O doamnă foarte sensibilă, care nu s-a uitat la mine, s-a uitat la Dulci, la cățel și a zis, Dulci, ce frumos scrii tu! Bine că nu ești în Uniunea Scriitorilor, că acolo sunt numai jigodi. O să vă învăț ceva. Să nu luați temperatura poporului român de la ăia de la televizor săraci. Îi iau COVID în permanență. Eu iau temperatura în fracțiuni secundă de la niște... Mai bine pune și mie un scaun, știu să zic că lumea că mă duc tot timpul să cânt. Pune un scaun cu apă aici. A venit o doamnă pensionară în parc la mine, că nu mă cunoștea, s-a oprit și mi-a zis așa, atât. Credeți că mai scăpăm? Și am plecat. Vedeți? Concentrate de inteligență și de înțelegere. Poporul român are o înțelegere. Mulțumesc. Aici o să-mi pui sticla, da? Mersi mult. De regulă îmi pun câte un scaun, ei cred că sunt din ăla să stau să discut, așa. Tolstoi zicea că inteligența înseamnă înțelegerea lucrurilor. Dintr-o dată. Înțelegerea lucrurilor nu depinde, culmea, de factorul educațional, ci de genă. Dintr-o dată îl vezi că cu inteligența străpate tot. Îmi aduc aminte de la televiziune, de regulă televiziunile și astea vândute, că majoritatea sunt vândute, iau interviu la din ăștia, mai fără dinți în gură, știi, ca să arate că noi suntem și antropologii căzuți așa, dar ăla fără dinți în gură e posesor unei inteligențe la care nu se aștepta capra aia cu microfonul. Și a venit o galinacie din asta crescută la CNN de la ProTV, că acolo este o mare pepinieră de, din asta care vorbesc de externe așa și interne așa, relații externe și interne, ca și ăla învățat la CNN, știți? N-ați văzut, este un mare accident în trafic. În trafic, mama, e că nu schimb tu... Bun. Și una din asta s-a dus, domne, imaginea este mioritică, e fabuloasă. Vă spun ca să aveți încredere în structura asta, asta am scris și scris în cărți. Autograful e 5 euro și fotografia 10. Nu râdeți, că de la Cluj au crezut și n-a mai venit nimeni. S-a dus cu microfonul, ăla săracul, știrb în gură, cu o bască în cap, cu cizme, cu trenii din ăla chinezesc, cu ce mai avea omul prin casă? Ieșea de la porci. Zice, bre, mata, știi că am intrat în Uniunea Europeană? Că se aștepta să-i dea un răspuns cretin, săracul, nu să fie informat. Și a ridicat niște ochi mari, albaștri, așa ca la Grigorescu, și a zis, știu, problema e să vedem cât ieșim și din asta. Vedeți? El a realizat. A realizat în fracțiuni de secunde ce trebuie făcut. Acum, dacă mai țineți minte când a fost gripa aviară, că au fost preludii, gripa aviară, porcină, mai este pandemia și o să mai fie alte. Delta, Delta Plan, valul 4, valul 5, valul 6, un ocean întreg. Și o să fie, spălați-vă pe mâini. Nu să mai avem mâini, nu să mai avem absolut nimic. A zis un jos, zi mai repede, bă, că se termină bateria la telefon. Spălați-vă pe mâini. Bun. Interesant, Sfântul Simeon, noul teolog, secolul 11. Să vedeți, sfinții? Nu, nu. Vine aici direct. Cunoașterea tainică.
nu trebuie să fii la Harvard. Au venit 10 virusologi și au povestit despre periculozitatea gripei aviare, care categoric este periculoasă, dar e de obicei mai periculos decât virusul sunt ei. Că trebuie creată frica. Și la fel, în expediția de a arăta cât de jos e poporul român și de subdezvoltat și needucat, tot o capră din asta, după ce au venit 10 virusologi de problema transmisă de versatilitatea virusului, de ce înseamnă gripa aviară, nu știu ce, s-a dus la o bătrânică în stat și zice, mamaie, ce-i gripa aviară? Ce să fie, mamă? Sunt doi oameni în alb care mi-o moară mie câinii. Bazați-vă pe această reacție, pentru că eu mă uit la televizor să fac studii de antropologie pe ei. Mai ales așa, foarte sigur, așa, în curând, n-ați văzut că virusul a izbunit teribil la moaștele Sfintei Parascheva. Imediat s-a făcut. Când a fost chestia de alegeri, el s-a retras. Acum va izbuni din nou, din toamnă. Și zice, fețe serioase au așa, din asta. Au o imbecilitate matură. Știți? Sunt închiși la toți nasturii. Eu am vorbit în Parlamentul European și la sfârșit mi-am cerut scuze. Am zis, îmi cer scuze, mai bine vorbeam la acvariul din Constanța. Da, da, am vorbit, am fost, semnau cu niște meduze. It's interesting. Ah. Ce de parașutați, așa, eram... Asta... Ștefan Popas le făcea caricaturi pe hol acolo. Și a zis, bă, Ștefan, ești genial. Păi de ce? Păi, după ce i-a făcut Dumnezeu caricaturi, îi mai faci o dată, băi. Da. Uitați-vă, uitați-vă ce fețe mediocre au toți. Aia, Van der Ursula, de în scoști undeva, mă duc aminte când mai aveam și mânca pe vremea lui Ceaușescu, Dumnezeu slăvinească, erau macrouri uitate prin raft, din așa. Cum îi prinsese în ghețul. Așa și niște fețe, ați văzut? Când au biografie, așa. La fel ca ăștia acum, care au față de creioane care nu se ascund. Uitați, antropologii, domne. Mi-a zis mie un preot, băi, dănuți, ăștia n-au chip. N-au chip. Ieri a fost o demonstrație frumoasă în București, păcat că n-ați participat. Vai, dar ce frumoasă a fost. Și interesantă și... Își puteau sexul peste tot, da? Așa, se vedea că au adus câțiva cu trenul din străinătate, că aveau ochi din ei lați. Și ăștia, noroc a venit Nea Gigi pe armată. Eu voi face, eu voi... cu detergentul. M-a sunat pe mine odată și mi-a zis, băi, dar nu stai, am văzut cum vorbeai la ATN. Zic, da, Gigi, și? Băi, se uitau aia la tine ca oile în țara Cioban. Gata. Deci el vede. Știți că Dumnezeu trimite oameni. Din când în când trimite oameni. Deci a început paranghelia, a început circoteca. Eu tocmai m-am întors din concediu de maternitate. Am încercat să mai fac ceva, conform ultimilor instrucțiuni. Că pot naște, toată noaptea m-am chinuit. Pe cuvântul meu. Și am dat mie într-o panică nebună și am zis, dacă nu pot naște, măcar să-i însemnțesc pe ăștia care au putut să fac ceva. Vă rog, luați-o foarte în serios, pentru că altfel, nu. Eu mă uit de foarte multe ori în oglindă să văd ce sex am. Și acum o să fie mai multe WC-uri. Bărbat, femeie, femei spre bărbat, bărbat spre femeie, bărbat cu femeie cu tot. Și m-a întrebat unul, unde o să faci? Sunt două variante, pe mine sau pe ei. Vă aleg un cadou. Trebuie să vă speriați. Totul e cine te conduce. Acum vreo 10 ani am încercat să fac lecții de condus o mașină. Și Dumnezeu mi-a trimis unul care că era plecat din anii 72 cu Dacia cu tot. Așa că așa. Nu m-a luat cu maestre, că nici mă cunoștea. Asta e foarte frumos, că te ia direct, e un botez. A băgat o frână, i-au sărit vreo 6 șuruburi la Dacia pe jos. Și că vă destrămați fereațele de dracu ăsta. Și a zis, urcă-vă mașină. Și am urcat. Bă, ce faci, bă? Stai pe locul mortului. Și unde să stau, bre? Bă! Nu te-ai săturat să te conducă tu zbui? Stai la volan! Domnul m-a înghețat. M-a băgat ăla direct la volan. Stăteam așa. Unde uiți, bă, uite-te la mine! Uite, nu uiți că mine proastă aia cu cipul să te calci, uite-te la mine, uite-te la tine. Și eram tot așa. Înnebunit. După
două zile eram transpirat, mă duceam, ce examen la teatru, domnule? Domnule, a treia zi, ăsta care țipa la mine, tot, uite, schimbă viteza, vă-l dă-o oglindă, parte de zi, cu tare, cu tare. Moșul țipa la mine. Domnule, la un moment dat, știți ce face asta? Nu vă, v-aș dori. A dormit. Și eram singur în trafic, domnule, ca România în Europa. Nu ați să vreți? Era... că trec până la un cimitir, gardul, și ăsta s-a trezit, zice că acolo e o fost elevă de-a mea. Mi-a înghețat ceva. Și zice că stai liniștit, că nu-i singur, e cu bărbaxul. Zic, tu zic, dar cum a ajuns acolo? Și am lecție de ortodoxie, m-a catechizat. Păi la fel ca ține, bă, dobitocule, te-ai zis că era crucea Sfântului Andrei, de ce ne-ai oprit? Bă, când e o biserică, faci cruce și formă, îmi numești ca bău mai departe, de-aia a murit. Atunci, vedeți, când e biserică, te oprești puțin așa, că nu știi când te oprește Dumnezeu. Asta a fost lecția mea de șofer și zic, nu te-ai săturat să te conducă toți voi. Deci trebuie să treceți la volan. La volan se trece nu la nivel politic, personal, în casă. Dar acum acolo trebuie făcut un mărășești personal. Mi-a zis mie un bun prieten englez, Dumnezeu să-l odinească, era membru al Academiei Regale și mi-a zis acum 10 ani, Dane, ăștia cu drepturile omului să se oprească în pragul casei, să nu intre la mine. Englezul, domnule, vă dați seama, mai necăjiți decât britanicii, nu britanicii, toți europeni. Mai nu acum ai colegia de pe terase, că sunt nevaccinați. Te întreabă cât de bere ai băut, ești vaccinat, nevaccinat, băi numai jumate și pleci. Deci o să fie. Românul abia așteaptă chestia asta. Au trecut doi țigănuși pe lângă mine și așa, 180. 180. Ce-i 180? Adeverință de vaccinare. O să se scoate. E o producție să te ferească Dumnezeu. Eu am zis că am mare încredere în lipsa de încredere a poporului român. Există o suspiciune în poporul ăsta perfect legitimă, la care nu trebuie să, cum să zic, renunțați, pentru că ea este un dat al suferinței, suferință după suferință după suferință, a creat prin credință un fel, știți cum zice, că lacrima e o enzimă, lizozimul. Ochiul care a plâns se vede mai bine. Deci era un banc cu Badea Gheorghe care la 5 dimineața, de 30 de ani, îl ducea oile peste râu. Dom'le, și-a văzut râul și într-o dimineață nu a venit să creadă. Un pod superb de lemn peste râu. S-a uitat ăla la pot, s-a uitat la râu, la oi și a zis, bă, ăștia au făcut un pod și a trecut-o prin apă. Pe la 7 a venit și Nea Vasile cu vacile. Ăla a rămas și la pereplex, nu venea să creadă, în dute așa de 10-20 de ani. Și a zis, bă, Vasile, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. S-a uitat Vasile la pot, s-a uitat la... Și a trecut și el cu facile tot prin apă. Până la ora 10, Neachiță cu o manea. Cu castofoc, cu roacă. Și a zis, bă, Vasile! Aia în cor. Neachiță, bă, vezi că ăștia au făcut un pod! Ăla, nu mi-a băgat în seamă, s-a urcat, că, na, modernitate, intrare în Europa, s-a urcat pe pod. Numai că când a ajuns la mijloc, s-a dărâmat podul. A căzut în apă, buștini în cap, apă în gură, seneca, ăia n-au sărit să-l salveze. Stăteau pe mal și au zis, noi am spus că ăștia au făcut un pod. O să observați că dumneavoastră nu mai aveți existența. Sunteți statistică. Toată dimineața, toată ziua, îi dau cifre. Statistici. Știți cum este cu statistica? Constantin Noica, mare gânditor, zicea, am venit să vă scot din statistici. Ce interesant. Mi-a zis mie o ciocănitoare în asta care m-a sunat, aș vrea să aveți speaker inspirațional și motivațional? Pentru că zic, o clipă, sunteți vie să ai un CD. Mai bine să aveți speaker inspirațional și motivațional? Pentru că zic, stați puțin, eu nu sunt speaker motivațional, sunt transpirațional, că îmi dau sufletul. Și nu sunt speaker în general. Am învățat termeni. Romă-engleza, știți? Nu mai e. Și să vorbesc la resurse umane. Și m-am dus și am zis, stimate resurse umane, am o rugăminte, cine e om să iasă afară din sală. Că eu vorbesc cu resursele. Acolo să fie resurse sexuale, să vedeți ce resurse puternice o să avem. Puternice. M-am întâlnit cu doamna Șoșoacă și a zis, maestre, pot să fac o poză cu dumneavoastră? Zic, categoric.
Eu zic, dar să nu dați, că în Parlament vor avea un șoc. Și mi-a zis, vor avea un șoșoc. Tare! Ce se aude acolo? E un copil, e o grevă. Lăsați-ne pe aici. Lăsați-l că ăla are dreptate. El e viitorul țării. Pentru el trebuie să luptăm. Și, mă rog, nu mai știu ce vă spuneam, vă spuneam de statistici. Grigore Moisil, domnule, marele matematician, a spus o chestie extraordinară. A zis, statistica este așa, cu o bucă a fundului să stai pe un cup de gheață și cu o bucă pe aragaz. Din punct de vedere statistic, e foarte bine. Din punct de vedere al vieții, e vai de curul tău. Știu una și mai bună de la un doctor pneumolog, mi-a zis-o. Măi, Dane, statistica stă, stă, așa stă. Este ca fusta scurtă la femei. Nu ți arată esențialul, dar îți dă idei. Așa că diseară veți avea idei. O să mai spună câți morți sunt în pregătire să moară. O să vedeți acum că am un plan statistic foarte mare de înmormântări masive. În cărțile mele, și mai ales în ultima, eu n-am scris în viața mea. Am scris din nevoie, din necesitate și trebuie să cer dreptul de autor, este caz autentic. Eu vă vorbesc acum de spiritul de discernământ. Sfântul Ioan Damaschinu și Sfântul Antonie cel Mare spun că sunt cele mai mari daruri pe care le-a făcut Dumnezeu. Adică să vezi, ăsta e un lucru rău și ăsta este un lucru bun. Ne-ați văzut că acum se face așa? Să nu mai vezi, să nu mai știi. Interesant popor avem. Genial în profunzimea lui. Lăsați populația cretinoidă. Aia e altă treabă. Aia fiecare are, nu? Poporul în esență. În esență. Pământul, poveste bucovineană, e ca o masă și pe picioarele mesei apar niște drăgușori. Partide. Și rod. Rod piciorul mesei. S-ar prăbuși pământul, zice bucovineanul, dacă n-ar veni, fiți atent, gospodinele, să cearnă mălaiul. Și din cauza zgomotului de cernere, diavolii fug. Fiți atent, când încerci să ceri, o să observați, când distingi foarte bine, rău dispare. Deci, bă, asta nu e bună. Asta e rău, asta este bun. Deci, cernerea, ne-a spus și în Apocalipsă, să zice, că este un început al cernerii. De ce se cheltuiesc miliarde de dolari? Ca să nu existe cernere, să nu fie spiritul de discernământ. Zice, ce sex ai? Și n-am văzut rușine de a fi român, domnule. Am mers mult în sănătate cu spectacole de pantomimă. Și întrebarea la vama și aia, are you Romanian? Vous êtes Romain? Era rușine. Vorba lui Bibanu, profesorul meu, ce că dragă puric, ce că e ca bancul ăla, ce că aveți bideul la baie? Așa, așa, așa. M-ați înțeles? Să vă vorbim la chestia asta. O târie. La noi, ăștia nu știu că indiferent ce lege vine, noi avem așa rezistență prin corupție, prin ignoranță și prin nesiriozitate. Dăinuirea se face prin credință. Dar în rest, ies primii anticorpi. Cum îi facem pe ăștia? Alba Neagră. Mi-a zis mie un țigănuș, eram în gara la Viena, vai de capul meu, prin 91, mă duceam la un festival în Elveția și am făcut acolo opriri la Viena. Mor de foame, cu două roșii în pungă, treceam, știți ce înseamnă Viena în 1991, unde mâncau aia în gara numai hamburgeri și miros și bere și la mine stomac era așa. Mă duceam să repezi în țara. Când mai fac Sfântul Cruce, că sunt părinți aici. Ăsta e geniu. Dumnezeu m-a văzut și a zis, puric, îți trimit un înger. Unul cam negru, dar să nu te sperii. Și mi-a zis un țigănuș care a venit direct la mine. Mi-a zis, să moară mama, tu ești român. Zic, de unde știi? Ai ochii triști.
este înnebunitor, domnule. Și m-am prietenit cu el. Unde pleci, mă? Zic, în Elveția. Păi și tot în Elveția. Luăm trenul, am aluzat, doamne. Zic, ce faci acolo? Ce? Zic, teatru. Ce? Zic, teatru, pantomime. Ce ai, mă? Păi zic, așa, zic, nu vorbești. Păi cum nu vorbești? Că văd că vorbești, ești pe un lac. Zic, da, asta, așa. Dar tu unde te duci? Pe unde să mă duc? La furat. Bun, n-am un prieten. Am urcat în trenul de Elveția, țineți-vă tare. Astăzi de pateric, ce vă spun. Și am scos o sticlă, și cam o sticlă de vin, o bem împreună, fără pahare. Atunci am vizualizat măști, spray. Vă dați seama, el cu buzele, eu cu buzele. Zic, Dumnezeule, rugăciunea inimii, am făcut-o de vreo 300 de ori. De Doamne, că n-aveai cum, că jinei. Și am băut din aceea sticlă. Zic, s-o beau mai repede, că cine știe, poate te și dezinfectează, nu? Ăsta, îngerașul meu negru, după ce am consumat, ei simt, am în natura lor chestia asta și a zis să moară mama, bă, ție că am foame. Și zic, asta e, vrem să înviși? Tocai, nu așteptu. Și am plecat ca și cum s-a văzut la serviciu, domnule. Relaxat, n-avea nicio chestie, era un tonus normal. Domnule, și după 5 minute am vrut un sandwich atât de mare, cu cașcaval, brânză, roquefort, din aia ce văzusem prin vitrine, nici nu îndrăzneam să mă apropii. Și zic, Dumnezeule, zic, asta înseamnă că are un bagaj în altă parte, eu la capul meu, zic, a fost mai devreme în Elveția, zic, are, și nu cam așa. Și am mâncat și după 10 minute, vrei și cu carne. Tăcai. La fel s-a dus, adică, domnule, s-a întors cu atât de mare, cu salam din ăla elvețian, cu ce vezi cu... Și mâncam așa, vă dați seama, era cât microfonul ăla, mâncam încet. Și domnule, și în clipa aia apare ăla cu coșciugul ăla, medame, și eu chiesc că vă le mangei, și când îmi recunosc sandwich-ul acolo, în clipa aia am zis, Dumnezeule, mă prind ăștia, mă dau un ziar, dam purica furată în Elveția. Și de spaimă l-am băgat pe tot în gol, așa. L-am mâncat, îmi zic, o, și vreau, și zic, mă, să moară mama, dar ce foame ți-a fost. Ați înțeles? E... Dar m-a salvat. M-a hrănit. Întotdeauna apare, zice, nu-i nimic întâmplător. Întâmplarea se traduce prin in templum, în casa lui Dumnezeu. Erau primele temple care Părintele Stăniloae, zice, au venit la noi cu creștinii, încreștinați, in templum. Ce interesant e poporul ăsta al nostru. Marele nostru, unul din mari menși și martiri ai neamului românesc, Mircea Vlăcănescu, care astăzi, datorită președintelui țării și parlamentului, se consideră criminal de război. Trebuie să mulțumim. Caz unic în istoria umanității să semnezi de Radu Gir, de ăștia care mari martiri, să-i reincriminezi. Bun. Sărim peste asta, vorba profesorului Bibanu, dragă Buric, n-are niciun nonsens să mai vorbim. Mircea Vulcănescu zicea, la momente de cumpănă, poporul se duce la, trece la ad radices, în latină, la rădăcini. Și te duci la rădăcini. Și poporul ăsta care este blestemat și înjurat, de ce? Eu cred că enervăm foarte mult. Enervăm printr-o zonă, printr-o chestie atipică, printr-un soi de inteligență în salturi geometrice, dacă realizați că suntem poporul care am dat numărul cel mai mare de genii în raport cu populația. Iar după noi, ce interesant, irlandezii. Da, voi face o mică digresiune, dar trebuie să mă întorc la lucrul acesta. La spiritul de discernământ, am zis că trebuie să cer dreptul de autor, caz care s-a întâmplat la Mănăstirea Sihăstria. Autentic. Să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Deci, acum un an. Monah, în vârstă, l-a rugat pe altul mai tânăr, mă, frate, mă simt de rău, mă, du-te tu până la farmacie și cumpărăm niște medicamente. Da, părinte, cum să... Ce medicamente? Aulin și Midocal. Cum ați spus? Aulin și Midocal. Părinte, nu țin minte. Mai scrie-mă, băiete, mă, pe hârtie și l-a scris la copii. Ia pixul de aici. Aulin, Midocal. S-a dus, s-a întors după 45 de minute, a luat părintele Aulin și Midocal și acum este geniu românesc. Nu se știe prin ce întâmplare în templu, hârtia aia pe care a scris săracul pixul Aulin și Midocal
a nimerit la lumânări. Ăla, când a văzut-o la lumânări, a scris mai departe să se citească 40 de zile. Și aia pentru sănătatea și fericirea Odin, pentru facerea de prunci, pentru Aurin și Midrocan, pentru iertarea păcatelor, Aurin și Midrocan, pentru comunie fericită și pentru Aurin și Midrocan. Deci se citea pentru Aurin și Midrocan. Și acum Dumnezeu a intervenit și a trimis pe stareț. Starețul bătrân nu făcuse studii cu Pfizer și cu astea, n-avea de unde săracul. Un alfabet din punct de vedere farmacologic. Știți că m-am întrebat pe un țigănu și te-ai vaccinat? Da. Cu ce? Cu Astra, dar și cu Zeneca. De ce? Îmi plac femeile. Dom'le, caz autentic ce vă spun. A venit starețul în vârstă și a zis, bă, cine să ăștia, mă? Deci că Aurin și Midrocan. Bă, ăștia nu sunt ortodoxi. Fiți atenți, ce ochi. Bă, scoteți de la proscomidie și băgați la catist. Adică nu a spus tot al limbiste, că i-a lăsat undeva acolo. Dom'le, intuiție genială, dom'le. A zis că Aurin și Midrocan nu sunt ortodoxi. Ca ăștia din guvern. Ați înțeles? Este... Nu trebuie să eu sunt copil de medic, la mine sunt vreo 3 generații, am și biolog vestit în... Dom'le, ADN-ul, că toată lumea, acum suntem virusuri și toți, că ăștia săraci au terminat la seral, ăștia care ne vorbesc. Și am învățat de microbi, anticorpi. ADN-ul e identitate. Toate celulele, dom'le, de pe suprafața Pământului au ADN, în afară de două. M-am uitat, care nu are un ADN? Hematiile, alea care sunt pe la hemoglobine pe acolo, și zice că cristalinul de la globul ocular, care din cauza că nu are ADN, nu are memorie, nu se poate reface. Și am mai descoperit, domnule, deci hematile, rețineți, cristalinul și guvernul. N-au ADN. Vă dați seama? Deci n-au identitate. Păi de-aia sunt așa crecănați, născuți în șpagat. Fac orice. Ce zici? Da, și cum? E... Sunt nevertebrate. Mi-a plăcut biologia, unul din mari admiratori și biolog și filozof, Ernest Haeckel, german, o teorie teribilă, se numește teoria recapitulării, care a făcut în epocă vâlvă și are dreptate. Auzi că parțial, dar are dreptate, dar din punct de vedere sociologic, el spune așa că omul, filogeneză, repetă, ontogeneză, repetă, filogeneză. Dezvoltarea omului, mai ales din burtica mamei, repetă toată istoria speciilor, adică la un moment dat omul, starea lui a embrionară seamănă cu un gastropod, cu un batracian, cu o meduză, până ia forma de om. Și atunci, din punct de vedere morfologic, așa toți suntem oameni. Și am zis, da, dar din punct de vedere a dezvoltării sufletești, nu. Eu am vorbit ieri cu o meduză și el zicea că e senator. Da, pe ei sunt dezvoltați. N-ați auzat, domne, stați să ne lămurim. N-ați văzut că ei vor să treacă în epoca transumană? Acum îți bagă un chip în cap, ce? Ești așa. Transgender, te transgendează, nu știu ce. Se trece pe când a român, esențial este actul de omenie. Omenia la român este anticamera creștinismului. E interesant de văzut, m-a rugat un mare lider de partid, parcă am zis de partid mare lider, nu e nici lider, dar el era mare acum, să vină la o conferință, era așa multinațională, să vorbesc ce dă România Occidentului. Era aia cu căștile, traducea și au vorbit de ei noștri vânduți, oportuniști, jigodi, mari, ce problemă, făceau temenele pe acolo. Și greșeala a fost că m-a invitat pe mine. Și eu le-am spus, iară spaniole, englez, zic, la aia cu casca, luați-o încet, că traduce mai greu. A fost un caz autentic, paralel cu Petrache Lupu. Pe vremea cu... Ce-am avut după moșul. Așa. Și ce figură a fost domnul Petrache Lupu. L-a trimis Mareșalul Antonescu pe front să vadă care e rezultatul. Și zice, domnul Mareșal, vin rușii peste noi. Și au venit. Știa, vedea. Un țărat a avut o vedenie. Zice, eram bolnav de tifos și așteptam să mor. Stăteam cu mâine așa și am strigat după muiere și am zis, bă, muiere, adu-mă lumânare că mă duc. Și a plecat, zice el, a scris-o. Și nu s-a întors ea cu lumânarea, s-a întors Sfântul Arhanghel Mihail. E, vă dați seama că se traducă la englezi
la spanioli și la francezi, i-au crezut că sunt un șaman. Zic, când traduceți voi Sfântul Arhanghel Mihail, zice, sunt cavaler, domnule. Și el zice, ai venit să mă iei dincolo. Și zice, nu, te iau, te duc și mâine dimineață vei fi aici. Uite-te la mâinile tale pe pături. Că așa te vei găsi mâine. Și mă ia și mă duce prin văzduh. Și mergeam, era uluitor unde m-a dus. Și văzducul trecea pe lângă mine și era negru și ceață. Și deodată s-a făcut lumină. Și fraților, povestea este absolut fulminantă prin mecanisme. Că am ajuns la Domnul nostru Iisus Hristos. Ăia care traduceau deja își făceau cruce. Că știau că ei la alții n-au când să înțeleagă. Ziceau, sigur, ăsta e șef de trib, te vorbești. Și când am căzut în genunchi și am salutat picioarele, am zis, Doamne, cum să vin eu aici? Eu care am făcut mai rele pe pământ, dar ce bine am făcut eu ca să fiu aici? Și Iisus mi-a zis, ai făcut mai mult decât un bine. Fiți atent. Lege pentru astăzi. Ai blestemat ca răul să nu intre în cetate. La televizor, că am avut o intervenție prin telefon și am zis, intră în vigoare amendamentul evanghelic al Sfântului Antim Ivireanu, georgian ăsta, 100% georgian și 1000% român. Să-ți iubești vrăjmașul, dar să nu iubești pe vrăjmașul Iisus. Și atunci zice și zice Sfântul Arhanghel Mihail, dul să vadă unde o să stea după ce o să-i se încheie viața pe pământ. Și m-a dus Sfântul Arhanghel Mihail în rai și era așa frumos, că nici nu vă pot descrie ce frumuseți erau acolo. Dar, interesant în poveste, aici vedeți sufletul. Dom'le, dacă te duci în Dubai, la hotel de 5 stele, nu te mai interesează de nimeni. Ești așa. Pe când el a zis, da, dar ce fac, ce-i din iad? Mi se rupe inima. Apare mila. Asta este primul lucru pe care l-a dat Hristos. Și zice, Sfântul Arhanghel mi-a rămas așa puțin, că vrei în iad, vreau să văd ce se întâmplă cu aia sărace și m-a dus. Și zice că era negură și scrâșnirea dinților și țipete și urlete și durere și am început să plâng și am zis, Sfântul Arhanghel Mihail, cum îi scoatem noi pe ăștia? Dom'le, grija pentru celălalt. E tipic, de asta vă spun. Noi trebuie să vedem rădăcina acestei vedenii, acestei povești. Ad radices, la rădăcină. Și zice, cum îi scoatem de aici? Pe uite, acatiste, pomenice, post, rugăciune. Și atunci, zice Sfântul Arhanghel Mihail, vine îngerul de lumină cu lumânare. Și am întrebat, păi bine, da, ei n-au murit cu lumânare? Fiți atent răspuns. Au murit fiecare cu lumânare. Dar se vedeau numai pe ei. Vine îngerul de lumină ca să se vadă între ei. Asta dăm noi Europei, l-am zis. Vă dăm îngerul de lumină ca să-l vedeți pe celălalt. Nu aplaudă nimeni, doar ea care traduceau. Pentru că nu interesează. Și acum facem traducerea în viață. Îngerul de lumină pe care îl dăm, așa măriți cum suntem, căpșunari, femei de serviciu, babysitter, ce mai fi pe acolo, lăsați-l că eu sunt obișnuit cu ăsta mic. Nu, lăsați-l să strige. E un strigăt autentic, vocalizat. Vai ce frumușică e. Doamne să vă trăiască, să nu fie de ochi. El se plictisește, vede nebunul ăla care dă din gura acolo microfon. Ce zic? Și eu am fost așa, m-a trimis mama, domne ce diferență, vă mă întorc să-mi spuneți să vă zic povestea cu Bucovinenca. Aveam vreo 5-6 ani și m-a trimis mama, aveam o femeie de serviciu care avea grijă de noi, m-a trimis la cinema. Și la cinema era o scenă de dragoste și femeia se și mi-a pus mâna la ochi că, când se sărutau aia. Știți care a fost consecința? M-am dus cu mama la film și când a apărut scena de dragoste, i-am pus și mâna la mama. V-ați înțeles? Nu-i nimic mai frumos decât inocența. De asta vor să o distrugă. Ei crucifică prin legislație, au instituționalizat pornografia. Pornocrația, cum zicea mie. Mă întorc acum la... E important pe traseul acesta să vedem o esență a neamului ăsta. O esență de nezdruncinat. Îngerul de lumină. Dom'le, am ajuns în Toscana printr-un soi de întâmplare, invitat niște prieteni într-o zonă mai rurală, mai de țară, așa? Bisericuții în aia din Ducento, Trecento, așa, de piatră, așa? O terasă mică cu patru scaune
și o italiancă cu o voce din ei, că ziceai că este mama mafioților. Viva Italia, ma che fai, andiamo? N-au înghețat picioarele. Cosa, ne? Rumeno, e? Și în spate erau o pereche de ochi care priveau altfel, aveau altă lumină. Și a rămas așa și îmi zice în românește, domnul Dănuț, aici, românca. Și zic, da, ce căutați aici? Zic, pe dumneavoastră, am venit special să... Și început să râdă, vai ce mă bucur, că vă știu de la televizor, că eu ascult, cam casete cu dumneavoastră, eu servesc aici. O ajut pe doamna, dați-mi voi să vă dau ceva, un aperitiv și un vin, pentru că doamna, văd, nu, e bucuria mea. Și acum fiți atent. Vă spun transpunerea. Povestește, de cât timp sunteți? De 10 ani. Și? Păi da, de 5 ani, dar de 5 ani sunt fără salariu. Păi cum? Păi am fost 5 ani, și că am 5 ani și am strâns banii, băiatul am muncit în sudul Italiei, avem gospodărie în Bucovina, avem văcuți, avem mai bogată decât doamna. Păi zic, dar de ce stai? Zic că acum 5 ani i-a murit soțul. Și până la 2 luni i-a murit câinele, că ea n-are copii, câinele, știi? Păi domnul Dănuț, a rămas singură și când a văzut-o cum plânge, fiți anul, n-am putut să o las. Și ce ați făcut? Iar n-au invit la mine în Bucovina și vara vine aici, e ca sora mea. N-am putut să o las. Ăla era îngerul de lumină. În mod normal, un contract se termină. O să observați. Există într-o baltă de defecte românești. Mi-a zis mie unei vreo în vârstă. Mă, voi aveți mari defecte care dintr-o dată devin mari calități. Avea Buddha o vorbă, numai din mâl cresc muferii. Puteți că s-a terminat contractul. N-am putut să o las. Oare nu e stăpânul cel ce stă la masă și este servit? Iar eu vin și vă spun, sunt unul dintre voi care vă servește. Era ceea ce se numește Hristofor, adică îl căra, nu știa de chestia asta. Era esența ei. Doamne, și mi-a făcut cunoștință cu italianca, nimeni niciodată nu mi-a vorbit mai frumos despre România decât acea italiancă. Niciodată. Se făcuse un transfer de substanță sufletească pe canalul ăsta de suferință. Să nu înlăturați suferința, ci să-i dați sens. De ce încearcă ei să ia crucea? Să ia crucea pentru că Golgota are un sens. După crucificare a urmat înviere și înălțare. Românul știe asta. Românul știe asta și nu se teme. E în esența lui. Altfel, dacă se temea, nu făcea Mărășeștiu, Cotul Donul. Toată istoria este plină de momente din astea. Aveam o mărturisire publică despre jertfa unirii noastre, am găsit în procesele verbale ale armatei germane și austro-ungare, ne-au făcut carne de mici în 1916, aveam puși din 1877, dar ne omorau. Dar au zis așa, soldatul român a luptat cu disperare până la ultimul om și a prezentat un cutremurător dispreț în fața morții. Un cutremurător dispreț în fața morții. De ce vă spun? Pentru că noi acum a început un război care va dura lung, mult l-au făcut. Se zice pe diavol să nu-l analizezi mult, care imaginați. M-ați înțeles? Las-o așa. În Occident sunt lucruri cunoscute și lucruri necunoscute. Datorită tehnologiei supraavansate, toate lucrurile necunoscute, așa spun ei, vor deveni cunoscute. Cum ai trecut de turnul Severin, mai apare o parte pe care ei nu știu, se numește incognoscibil. Și nu-i bine ce zice Olteanu, lasă-o curcată, bine că e vie. Nu analiza, că n-ai nicio șansă. Știți de ce se uită Olteanu în noaptea anunții pe fereastră? Pentru că a aflat că este cea mai frumoasă noapte din viața lui. Vedeți, românul funcționează perfect în zona asta. Deci cunoscut, necunoscut și incognoscibil. Nu-i vedeți cum se strofoacă în fața necunoscutului?
vor să rezolve o incognoscibilă mai importantă decât dauna pe care, evident, virusul o face și ei merg, este depresia sufletească. Uitați-vă în fiecare seară cum lansează torpile din astea, mai mult numesc fake news-uri, și pro și contra, ca să te debalanceze, să te scoată. Frica este o armă teribilă din punct de vedere ideologic. Dacă l-ai înfricoșat pe om, faci ce vrei. Frica pe care o purtăm cu noi în viață este un semn al inimii că ceva ne lipsește. Sfântul Isaac Sir. Eu nu vă îndemn pe dumneavoastră să fiți ignoranți, să nu vă protejați, să nu păstrați, cum să zic, o decență din asta igienică care trebuie să fie. Dar nici ca aia când am strântat tot în mol și caserița s-a culcat pe burtă. Toți erau așa. Tatăl meu a fost un mare medic. Dar abia acum, la 62 de ani, am aflat de ce ținea țigara în gură. El nu fuma, domnule. El ținea în gură. Se fuma și în cabinet înainte. Și verișoara mea de 95 de ani trebuia să ia primul Nobel pentru biologie. Că nu știa de ce ținea în gură, împotriva virusilor. Că nu știa cu cine intră în contact. O pufăia. Când strănuți, sunt picăturile a fluge. Alea în câteva secunde, maxim un minut, deoarece n-au haleală personală, dispar. Ce au făcut ei în laborator, au făcut ca să nu dispară, să stea mai mult. Acum i-a descoperit că e făcută și în laborator. Dar nu despre asta, vorbim despre atitudine, despre frică. Frica este paralizantă. Și o să vă uitați, lucrează în etape de a te înspăimânta. Eu mi-aduc aminte în armată, primul lucru care făceau în armată, ne înfricoșeau. Ne ciungeau în cap, ne tundeau, ne mai știu ce. Și până în armată, a zis, când vedeai un ofițer, pază de filare. Pac, 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 așa. Și acolo, vă două săptămâni terminat, soldat puric, poftim să ieși lumăta, ordonați. Te duci la tovarășul capitan Rufă și raportezi să vină la tovarășul. Am înțeles, am alergat și l-am văzut, doamne, pe capitanul Rufă. Și mi-a luat Dumnezeu mințile și am zis, tovarășul capitan Barfă, permite să raportez. Am făcut o mică comutare. Mică. Barfă. Și a zis, Barfă-i măta și s-a terminat. Că ai vorbit de Botoșani. Să spun la Botoșani ce s-a întâmplat. Am fost martorul, domnule, am râs, am crezut că încă din Nichie. Erau spectacole festive. Dedicate zilei de naștere, președinte, nu știu ce, și ne obliga. Ne punea lista cu poezie aici, microfon din ăsta terminat de sus, în spate era corul de la flămânzi, în acest, cum să zic, aparat în această strategie de a-l supune pe om, de a-l strivi. Una din momentele cele mai frumoase din punctul de vedere, am avut inspecție în armată la 01470, unitate de elită. Am făcut artilerie. Nu știu să trag butonul, dar pot să mătur de aici până la cuși. Măturam în continuu. Doamne, dacă știam câte frunze sunt în bloc, de care 325, ăsta 426, până la iar lăsca. Deci, pe sector, fuga, marș, pac! Măturam. Bun. Și a nimerit inspecție 300 de coloneli, 25 de generali, în frunte cu general colonel Popescu. Era o conferință națională la unitatea aia despre artilerie, despre tratatul de la Varșovia. Dom'le, plopii mai mișcau. Noi a 2000 eram așa. În contextul ăsta, pe mine m-a pus furier de serviciu la statul major. Stăteam pe un scaun, așa cum este ăsta aici, acolo era un culoar lung, dar erau cu uși din alea rabatante, așa, și cu sticlă. Din cauza că era întuneric, nu vedeai ce se întâmplă. Era acolo, departe, acolo. Undeva departe, pe un geam, se reflecta cine stă acolo. Acolo era un major care era de serviciu. Toată unitatea era sub pază, ăia intraseră în cămin. Și ce am văzut eu? Ăla stătea așa, suna telefonul. De! Să
a transpirat așa ca un porc înainte de Crăciun și s-a prăbușit, domnule, pe scaun, terminat. I-a luat 10 minute și după 10 minute a devenit un nou șef. Și a zis, fruntaș Pătrășcu, era la tere, era cu mine, era la trupă. La mine fuga marș. Am intrat, da, papa, să trăiți doar și cu băi, a sunat ăsta, mă. Cum dracu-l cheamă? Ministrul apărării. Ăla s-a albit. Torșu, ce n-a plăcut? Coman. Da, m-a sunat Coman. Ăla care tremura înainte. Ăștia sunt în Parlamentul României. Genul ăsta, doamne, țineți minte, în Senat, ăștia conduc. Bă, a sunat. Du-te tu la Cluj și cheamă-l pe tovarășul general Colin Popescu, spune că vrea să vorbească Coman cu el. Hai, fuga marș. Ăsta a înghețat. Și acum urmează COVID 20, 21, 23, 24. Deoarece eu l-am făcut pe ăla, boarfă, nu de rufă. Vă dați seama ce era în capul nostru, nu tot se termină. Cum să intre el într-o sală cu 25 de generali și 300 de colonei, când noi la un caporal eram terminați? Și eu zice, cum să raportez? Păi zic, deschizu și așa raportez. Sunt fruntași de ziua și pe statul major, doar și general colonel, sunteți chemat de doar și ministrul apărării. A început să repete la plopi. În plopi, doar și eu, general colonel, sunt furie, sunt și pe statul major, sunt așa pe tași, să raportez, adunate. Păi că merge, merge. 6 plopi. Doar și eu, general colonel, sunt furie, sunt și pe statul major, sunt așa pe tași. Merge, merge. Dar era al la față. Aici era ușa la cămin. S-a apropiat și s-a îngălbenit. S-a zis, deschide ușa. Dom'le, eu am deschis-o așa, ca să mă vadă, și ăsta a rămas în ușă. Cu chipiul în până. N-a zis nimic, că i-a luat Dumnezeu textul. Ăia s-a întors 300 de inși, să uită la el, inclusiv. Și așa. Și acum începe opera lui Dumnezeu. I-a luat tot textul și îl făcea așa. Ce era în sală. De asta, un soldat să vină să-i facă genul așa. Acolo era fundația Accept. Și a scos chipiu și l-a salutat și la capul gol. Adică, ăla care a făcut sefrondul a zis, cine mă cheamă, bă? Cine mă cheamă? Unde la WC? Unde, bă? Cine mă cheamă? Și ăsta atât a zis, Coman. Și în final a zis, sunt general de serviciu pe statul major, Pătrașcu. S-a dat, l-a trimis la trepede, de dată liberă, în 10 zile. Dom'le, am văzut oameni terminați de frică. Terminați de frică. Din aia că mergeau așa, nu fie cu virus. Unii au niște măști cu turboreactoare, nu știu. Zic, ce faci? În parc, unde este ozonul și unde e cel mai bine să salergi, să te miști, că sunt antioxidanți, îi văd cu măști, că sunt cu câine, așa. Cum le te ține unde era? Leargă, respiră cu urechile pe seama. Bine, la mine în parc, de dimineață începe un spectacol teribil. La 8 apar gagicile de la fitness. Au o laxitate ligamentară și le pleacă piciorul așa. Telefonul e aici. Aici, ca să aibă radiații cu restul de cerebel ce a mai rămas. Și în urechi, boxe cu muzică. Le pleacă și porumbei. Deci, auzi mă, nu ți-e știi ce facem? Nu, așa cum. Până vine altă serie. Antrenorul, cu alea mai le pune, are un fund cât scaunul, țâțe mari, pe loc, start! Și ea când aleargă, cu țâțele dă în stânga, în dreapta, dărâmă tu fii și vezi că n-apăi și atât. Trebuie să ardezi calorii încă o dată. Și la, le găsești moarte prin tu fii și pe acolo, sunt terminat. La ora 11 vin cardiaci cu 120-130 de kilograme, care aleargă. Le-a zis doctorul să alergi, târziu. Pe mine, din cauza că merg cu câinele tot timpul cu toate părțile, trebuie să alerg. Am venit antidotul, a venit unul care avea o sticlă de rom
o țigară și când au zis că alerg, a zis mai un dement în tufiș face flotări. Asta e fauna. Știți, este fauna de acolo. Dar rămânând la ideea asta de frică, o să vedeți că ea se instaurează la un moment dat subconștient. Și om ajunge în depresie. Noi, generația asta mea și cea mai în vârstă, noi suntem vaccinați de ideologie. Știm. Ăștia tineri săraci nu. Sunt terminați. Odată că omoară Pokémon și sunt înfricoșați. A trecut până la mine o băbuță în plină pandemie cu Pegas. Să trăiți unul de an! Sănătate! Văd la televizor mereu! Și în partea altă veneau doi mumificați. Zice că Ramses un Nefertiti, așa. 25 de ani. Parcă erau niște rinoceri. Ne? Acum, știți ce se întâmplă? Există între tineri 10-15% excepțional. Restul sunt terminați. Mă duc acolo la centru vechi. Fiecare cârciumară, 3-4 mese, are muzica ei. Ar fi bine să fie muzica ei. Are zgomotul ei. E așa. N-auzi nimic. Aici este alta, mai electronică. Am tot, așa. Dată focal. Și m-am uitat la ei cum intră să consume o bere. În primul rând, ei au muzica lor. Vin deja cu boxele în roiche. Sunt așa. Aia nu e impă. N-ai cum să stai la masă și să-i spui fetei te iubesc decât așa. Te iubesc! Nu poți să faci comandă. Vreau două bere! Și atunci face pantomimă. Și până stau. Stau, distanța este asta. N-au cum să vede. Dau SMS-uri. Unul altul. SMS-urile nu mai au limbaj lung. Este short language, ăla spre... Nu-i vrei să mănânci, este VTC, de aici e FTC. Și din VTC cu FTC iese PRCC. Copilul SMS, care și-l e așa, de când se naște. M-am uitat la ei, sunt copii rătăciți. Toți așa bebeluși, în parc, i-are bebelușul aici, telefonul aici, copilul în cărucior cu tableta, soțul cu telefonul, numai câine este liber. Degeaba, păsările nu este. Și am zis și eu, dumne, unii părinte, măi părinte, zic, cum să te vorbesc eu să de martir, de eroi? Cui, domne, că ăștia n-ai zero bani? Hai zis, bă, băiete, mă, lasă-i în pace, mă, că ăștia nici măcar un păcat ca lumea nu mai este în stare să facă. Deci, li s-a tăiat virilitatea. Ați înțeles? Un păcat ca lumea. Am scris în carte, caz autentic, mi-a zis părintele protopop de la Sighișoara, am ajuns la conferință, mi-a zis, domnul Dan, ce delicatețe este neamul ăsta și un paradox, ceva care este intraductibil. Nu poți cu, în ordinul logicii, adică, domnul Dan, a venit o băbuță la mine să spovedesc. Și da, mamai, da, vreau să mă... Câți ani? 93. Dar ce s-a întâmplat? Eu când eram fată tânără, m-a fost măritată cu un frăcău din sat de la mine și... Dar nu sta mult, că l-au luat la armată acolo, l-au prins și rușii. Și 7 ani n-am putut să-l aștept. M-am iubit și eu cu un frăcău frumos din sat. Când s-a întâmplat asta, mama mea? Acum vreo 65 de ani. E, și Dumnezeu a uitat atunci, te iertat, stai niște. Mă iartă Dumnezeu? Da, te iartă, stai niște, uite așa, mai ții post, mai citești, uite, acatist aici. Bine. Domnul Dan, după 2 luni vine din nou băbuța mea. Eu vreau să mă spovedesc. Dar ce? Eu când o fată te gără, am mărit atât nu ăsta mult, că l-a luat la armată, l-a prins rușii și 7 ani și m-am iubit cu un flăcău tare frumos de la venit. Zată așa. Și... Da, cât? Mi-ai zis, au trecut 65 de ani. Da. Mă iartă-te, iartă-mă mai, nu mai lasă, gata, a uitat. Te uit, du-te, du-te. Domnul Dan, după 2 luni vine din nou și începe. Eu, părinte, mă zice, când am fost fată tânără, am să soțul mi a plecat și m-am iubit cu un flăcău frumos. Mamai, mi-ai mai spus asta? Știu, mamă, dar mi-e așa drag să-mi aduc aminte. Da.
numărul ăsta, domnule. Dacă am scris în cărți, în toate cărțile mele, eu am scris lucrurile astea care te regenerează. Mi-am primit un telefon de la o doamnă de 80 de ani din Londra, a zis, domnul Dan, nu las cartea din mână decât când servez masa. Alexandra Ulson Noica, fata lui Constantin Noica. Vă dați seama? Știți ce a însemnat pentru mine? Că acum mă marginalizează. Eu, fiind omul lui Putin, mai nou sunt omul rușilor, am fost informator la securitate, mai sunt în continuare, ce mai apuc, mai informez, dar nu mai știu cui. Deci asta este vorba. Era banul pe vremea Ceaușescu, unul în bar, făcea glume despre Lenuța Ceaușescu și râdea aia cu lacrimi, domne. Și după o jumătate de oră vine unul tuns curs, zice, dumneata, mergi cu mine. A zis, mai stau puțin. Știți? Să fiți foarte atenți. Umorul este o armă, bunii mei prieteni. Nu bășcăria. Bășcăria o vedeți pe la ProTV, pe la gunoaile alea de la Charlie Hebdo. Ultimul țigan român, ultimul român de RBD-ul la Paris, n-ar fi făcut o abjecție din aia cum a făcut aia în ziare. El ar fi făcut un păcat rezonabil, fără un BMW, un Audi, se ruga la Maica Domnului, Doamne, să nu mă prindă. Adică instrumentaliza ortodoxia cum trebuie. Dar nu făcea o blasfemie. Ăștia fac blasfemii. Eu le-am zis el la televizor, băi, Calea Victoriei, podul Mogoșoaie, bă, mă, de-a călcat Brâncoveanu, mă. Au venit dorobanții aia, schilodiți. Ce faceți, mă? Pe ce călcați voi, mă? Sunteți, dacă iubiți, sunteți responsabili. Ce responsabilitate aveți? Voi nu vorbiți despre libertate, vorbiți despre libertinaj, care este irresponsabilitate. Și din cauza asta am o imensă compasiune. Vorba lui Shakespeare, ce este dulce în gură, va fi amar în gât. I-am avertizat. Are neamul ăsta un bun simț? Uitați-vă, poveste populară. Culesă de Tudor Panfil, mare culegător, a murit de tânăr, săracul, cu perioada interbelică. Fiți atenți. Cum poate un popor să nască o asemenea poveste? Zice că Dumnezeu a trimis o delegație de îngeri pe pământ. Și după mai mult timp s-a întâlnit cu ei și a zis, ce ați văzut, mă, pe pământ? Doamne, Doamne, am văzut niște lucruri așa frumoase, am văzut mănăstiri, am văzut biserici, icoane, oameni sfințiți, am văzut preoți, am văzut sfinți, am văzut lucruri extraordinare. Da, da. Era un colț care tremura tot așa și avea ochii. Bă, ce-i cu tine, măci? Tu ce ai văzut? Mie și frică să spun. Eu am văzut ochii unei ciobănițe și m-am îndrăgostit. Și nu mai vreau decât să stau pe pământ. Și Dumnezeu s-a uitat așa. Bă, ce mă fac cu voi, bă? Nu vă mai chem în cer, că îi zmitiți pe ea. Și zice că i-a transformat în stele. Ca în fiecare noapte ei să privească pământul. Dar acolo, în colț, era o stea care scăpara tot timpul. Era tot îngerul îndrăgostit. Și zice, bă, nu te-ai potolit. Și l-a luat Dumnezeu, l-a aruncat pe pământ, spre poienița ciobăniței, și s-a transformat în licurici, în mii și sute de mii de licurici. De unde zic că iubirea este vie în fiecare noapte. Gândiți-vă cât de frumos e un popor care să scoată, dacă vă uitați la legendele Olimpului, o să vedeți pedofilie, zoofilie, incesturi, Bruxelles. Da, îi vedeți. Dar numai că ea sărăcine are ce să lege. Uitați-vă în istoria poporului român. Veți vedea vreodată așa ceva? Licuriciu, îngerul care s-a îndrăgostit. Îngerul care tremura. Uitați-vă în bazmul nostru, tinerețe bărbăță. Fă-ți frumos. Luați o rădăcină. Pe urmă, să-mi spuneți unde e domnul primar. A plecat aici. Să-mi dați afară că facem revelionul. Ne arestează pe toți. Pentru că Dan Puric a făcut mișcare anti-Covid. Era mic și îmi citea bunica, doamne. Și uitați-vă la asta. Împărăteasa însărcinată trebuia să nască de două zile. Și împăratul, naște-te, fătul tate, că-ți dă tata jumate de împărăție. El tăcea și nimica nu spunea. Naște-te, fătul tate, că-ți dă tata toată împărăția. El tăcea și nimica nu spunea. Naște-te, fătul tate, că te face tata vlădic, că te face tata sfânt. Nici o ispită acestui pământ nu îl
cum să zic, îl determină pe Făt Frumos să vină pe pământ. Și eram un copilaj de 5 ani și mă gândeam, de ce nu vine? Cu ce o să vină? Îți dă tata de soție pe Ileana Cosânzeană. Și atunci el s-a născut, fiți atent. Făt Frumos s-a născut ca să iubească. Nu pentru zâna zânelor, care era la Bruxelles, n-avea nume. Pentru Ileana Cosânzeană, zâna Cătălina, cu nume de botez. Știți răspunsul acela epocal al lui Petre Țuțea? A venit tot așa un cărăbuș din ăsta de la BBC. Domnul Petre Țuțea, ce părere aveți despre drepturile omului? Domnișoară, eu nu sunt om. Dar ce sunteți dumneavoastră? Eu sunt Petre Calu Vasilica din Botei. Adică, cu botez. Unicat. Unicat, oameni buni. Nu o cifră. Nu o abstracție. El se naște, poporul român se naște ca să iubească. El se naște din dragoste. La fel este în cel mai tragic baz de pe, și cel mai înălțător de pe suprafața pământului. Eu care am citit din Vede, din Upanishade și peste tot găsești lucruri de mare sensibilitate. Nu o să găsiți asta. Bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Îți dă tata tinerețe, îi dă veșnicia. De ce Făt Frumos nu vrea să intre în istorie? Cum noi românii fundamental detestăm istoria. Uitați-vă de seara la televizor, este istorie. Constantin Noica a zis, istoria a făcut pipi pe mine, fac și eu pe ea. Lucian Blaga a zis, țăranul român a boicotat întotdeauna istorie. Uitați-vă la noi! Și procentul ăsta care face, e un boicot profund care vine din mii de ani. Nu au încredere. El are încredere în veșnicie. El vrea să se ducă în veșnicie. Domnule, și cum să zic, cu calul ăla, cu armăsarul, în primul rând este lecție de viață. Pentru că zice, fătul tati, când a crescut la 18 ani, du-te și alegeți cel mai frumos cal. Adică Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW. Și el trece și nu alege niciunul. Ia o mârțoagă. Și că așa, bătrână, abia se târa și bolnavă de râie. Ce interesant. Era calul lui tătânusul. Gestul e fantastic. E întoarcerea către memorie și îl mângâie. Este ca și cum copiii noștri astăzi ar învăța în manuale de istorie memoria celor care s-au sacrificat. Le-am zis eu ieri ăstora, vreți libertate, mă? Și iubire. Colorați București în libertate și iubire. Au colorat mormintele martirii noștri. Fiecare partizan, când a murit împușcat, avea Biblia și tricolorul. Duceți-vă la cei care au murit acolo. Ei au colorat cu sângele lor. Deci, el mângâie memoria. Și calul zice, Făt Frumos, dă-mi jar să mănânc. Credință. Și dă jar și dintr-o dată memoria devine un armăsar fabulos. Este ca și cum poporul român s-ar întoarce acum, cum zicea Nicolae Iorga, numai întoarcerea noastră către trecut ne dă puterea faptului din prezent. Ecoul uriaș al faptului din trecut. Memoria se transformă într-un cal, într-un armăsar fantastic. Și la un moment dat povestea, eu captivat, mic așa, știu că a ajuns la un moment dat în tărâmul tinereții, fără bătrânețe, și a vieții fără de moarte. Și avea 3 zâne și era fericit. Și putea să se încheie gen Hollywood. Intrat în... Și aici intră geniu. Este unda de șoc târzie a creștinismului. Săranul român cu geniu ăsta inimitabil zice, într-o zi, la vânătoare, dintr-o întâmplare, un accident a fost. A făcut așa. După un iepure. A călcat pe tărâmul dorului. Fiți atent. A călcat pe tărâmul dorului și ci că pe toate ne învinsese Făt Frumos. Numai dorul nu putea. Și a zis, mă întorc. Cui a spus mă întorc? Veșnicii. Și a zis, stăpâne, i-a zis calul, nu te întoarce, că niciun muritor nu s-a întors viu de acolo. Zânele, dar ce-ți lipsește? Mă întorc. Știți ca Hristos, care s-a înomenit. Și știu că m-a impresionat extraordinar. Bunica mea era moldoveancă din zona Fălciului. Ce om a fost absolut, a și scris în carte despre ea. Teribilă, doamne. Teribilă. Vă spun, pe urmă, cum am învățat să fac blatul? Teribilă.
Și zice, s-a întors sfat frumos pe pământ către cetatea părinților lui. E ca și cum m-aș întoarce eu aici, în orașul nostru, în anul 3000. Nu mai găsești nimic. El nu mai știa unde este. La un moment dat a văzut niște ruine și a zis, ăsta este fostul castel al bătrânului meu, tată. Dar el îmbătrânise între timp. Era un om bătrân, încărunțise. Deci era jertfa, dorul, întoarcerea, iubirea, presupune jertfă. El se înomenea și se crucifica în același timp. Și zice, săranul român a căutat acolo în ruine și a găsit o ladă. Și cu ultimele puteri a ridicat capacul de la ladă și fiți atent, a ieșit moartea bătrână, care cu ultimele puteri i-a dat o palmă și a zis, dacă mai întârziai, nici pe mine nu mai găseai. Și vezi că dorul, întoarcerea către rădăcină, o face Brâncovean. Când se zice, vă dăm domnia, vă dăm bani. Nici n-a stat de vorbă cu criminalul. Și a zis, fiii mei, am pierdut tot ce am avut pe pământ, să nu ne pierdem și sufletele. Nu luați seama la moarte, ci priviți la Domnul nostru Iisus Hristos, cât a făcut pentru noi și ce moarte de ocară a avut. Stați în fața Lui neclintiți, neclătinați în credința voastră pravoslavnică. E o întoarcere. Toți martirii din închisorile comuniste s-au întors de dor, de dor de țară, de dor de Dumnezeu. Nu avem nicio concesie istorie. Dacă Brâncoveanu negocia, se frângea ceva din istoria neamului nostru. Și atunci vedeți că bazm nu rămâne numai un bazm. El traversează ființa națiunii noastre, ființa noastră sufletească într-o atitudine. Eu zic că nu, Dumnezeu, toți că sunt bișnițați, că aia e altă treabă. Aia este cu totul și cu totul. Și acolo să vedeți, găsiți niște lucruri. Era o fată care plângea, a pierdut avionul în Franța în fața mea ziaristă. Și a zis, nu, se pasă, se t-a interdit, il y a un minut, deja se fini. Și a zis, doamne, un minut, nimic. Și a început să plângă și era cu cartelă, telefon, i-a lăsat telefonul, mamă, doamne, nu mai am bani. O să stau toată noaptea în aeroport, nu știu când vin. Dumnezeu și-a trecut un țigan cu lângă ea. Și a zis, așteaptă 10 minute. Și s-a întors și a dat 200 de euro. Am văzut lucruri de genul acesta, extraordinare, pe mine m-a controlat. De ce vă spun? Creștinismul este un paradox, nu e o linie. Eram la aeroport, la Nisa, și îmi dăduse cineva 200 cât de vin și din ala, de pate de foie gras. Și nu mai intră în bagaj, dar era o libaneză, zice, monsieur, c'est assez, c'est bien? N-apare o româncă cu o fată, gen Pro TV, și zice, vă rog să vă desfaceți valiza. Când se desfacă valiza? Vă rog, luați sticlă, să lepeți cu bunica, faceți ceva. Cu tare. Să iasă scandal. Eu nu desfac valiza, cu pijamale, că mă considera infractor. Și am auzit o voce. Fă Mario! Deschide geamantanul să-l ajutăm pe domnul Dănuț, că-i vaca asta aici, dacă-i trag acolo o lipeți de zile. Era un căpșunar, domnule. Ăla era popor, aia era populația. S-a băgat pe zid. Ăla era. O să vă așteptați. N-ați văzut când a fost referendumul pentru familie? A zis, cine nu se duce la vot, măsă-i taxul. Direct. Dom'le, măsă-i taxul. Tăticul, ce e un transexual? Nu știu, mă întreabă-l pe mătă. Automat curăță. Umorul românesc curăță. Nu poți să râzi de orice și de oricine. Nu poți să râzi de Eminescu, de Voivoz, de mama ta, de cele sfinte. Ăla boșcrie de serviciu o face, ordinarul, care n-are... În umor este asta. Știți bancul cu vizita de domne? O dictatură, în fracțiuni de secundă, era spulberată de un banc care arăta pe dedesubt un soi de dăinuire. Ca și acum, un soi de dăinuire. A zis că domnul Bill Gates a divorțat de doamna Melinda. Oră, problemele lor, mai știu. Și românul zice, acum dacă domnul Bill Gates a divorțat de doamna Melinda, mai e cazul să purtăm măști? Deci a văzut-o clar. Nu-i trebuia studii. A făcut așa. Asta este inteligență de zeci de mii de ani. Da? Vizita de lucru la tovarășul Nicolae Ceaușescu în Spania. De ce vă zic lucrurile astea? Pentru că suflet, dumneavoastră nu aveți nevoie de conferință. Eu nu am venit pentru o conferință, am venit pentru o întâlnire sufletească. E important să ne așezăm pe poziție creștină cu zâmbetul pe buze. Indiferent ce s-ar întâmpla. Știți că era unul pe vremea Ceaușescu, mergea pe stradă, făcea așa. Ce-i domnul?
Îmi spun bancuri, dar le știu. Fiți atent aici, domne, unde într-o secundă se pulverizează tot. Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Spania. Așa? Și până să aterizeze avionul cu un sfert de oră, a venit unul pitic, așa, care mai încolo pe sine era angajat în lovitura de stat. Și trebuia tot, un secretar general, o să aterizeze avionul și garda de onoare o să zică Buenos Dias, prezidente, și noastră trebuie să ziceți Buenos Dias, soldados. Și a dat Ceaușescu la el. Tovarășe, nu cred creții. Ședință mare în WC-ul acolo, cu comitetul central, sunt dus după 10 metri. Autorul și un secretar general, este bine să scrieți pe manșetă. El s-a dat ce? O să vadă televiziune și se face de partidul, comitetul central și a fugit. Dom'le, în final a venit, mai avea puțin 5 minute, a zis, tovarășul secretar general, la cravată aici și așa mai merge tovarăș. Buenos dias, presidente! Poliesteros! Aici, uitați-vă unde trage covorul român! Asta este o inteligență că nu te aștepți! Deci, George Cameron, Barack Obama și Putin, summit, cu o întâlnire mare. Și în pauză, George Cameron scoate un ceas de aur cu perle pe el, cu lanț, și zice lui George Cameron, prietenul meu de la Barack Obama. Și Barack Obama zâmbește și scoate și un ceas de aur alb cu diamant lui Barack Obama de la George Cameron. Și Putin se uită la ea așa cu ochii lui prin care trec multe divizii de tancuri și scoate un ceas superb, da, lucrătură mai veche. Numai că pe capac scria lui Ionel Ice Brătean la Carol I. Și ați aflat unde se află tezaurul, domnule. Ați aflat unde se află tezaurul. Și aici, înainte de plecare, înainte să le dau autografe pe 5 euro și fotografii cu... Domnule, am pățit cu unul, era o coadă mare la autografe și zicea, domnul, dar vreau să-mi dați-o. Dar spuneți că sunt 300 de inși. Sunt aștept, dar e greu să vă zic așa că... Spuneți despre ce e vorba, domnule, student, domnule, în Italia, care țin ca la fiul meu și vrea cartea noastră. Dar spuneți despre ce e vorba, că... Cum să vă... Spuneți-mi cum îl cheamă. Plojniță. Adevărat. Și am zis, lui Plojniță de la public. Cu drag. Ce putea să fac în situația asta? Te axezi, te încarci sufletește. Ce dreptate avea profesorul meu Demre Dorescu, dragă puri, comedie de două feluri. Aia gratuită, când omul râde și se pastradă și nu mai ține minte nimic, și aia unde ai o lacrimă în colț și pe sub râs s-a aflat o idee despre viață extraordinară. De fapt, starea sufletească este cel mai important. E foarte important cu ce ochi privești. Unul din mari martiri ai neamului, Ilarion Ferea, este liturghisitorul bisericii românești, părintele Stăniloae, acest geniu, acest titan al teologiei, a zis, eu am tradus Filocalia, el a trăit. Undeva sub blocul la Iud, unde ascultă ea manele prin marginea orașului, e îngropat în groapa comună, acolo a murit. Să uitați, ei au arestat tot ce era antropologic frumos. Femeile arestate erau niște femei de o frumusețe rară, bărbații cu o frunte eminesciană. Ilarion Ferea, liturghisitor, țăranii în biserică, ei n-aveau nevoie de teologisiri din asta plictisitoare, ci trebuia să vadă, trebuia să îi facă să înțeleagă cu sufletul ce a însemnat prezența lui Hristos pe pământ. Și zice, în Grecia antică a existat un mare poet tragic, Euripide. El a scris o lucrare intitulată Ipolit. Ipolit era un îmbrânzitor de fiare. Era un bărbat super frumos, plin de mușchi, inteligent, dar muritor. De el era îndrăgostită Diana Artemis, de fapt Artemis, zeița războiului. Tot Olimpul e plin de povești din astea, muritoare, nemuritor, nemuritor, muritoare de dragoste. Și zice el, într-o zi acest îmbrânzitor de fiare nu a fost atent, fiare l-au atacat pe la spate și zăcea cu coastele sfâșiate între stânci, trăgea să moară. Și atunci a ridicat ochii spre cer și a chemat-o pe iubita lui. Vino, iubita vieții mele, zeița Artemis,
să vezi ce a rămas din cel pe care îl adorai. Și ce zeița a venit și a spus: nu ne este interzisă lacrima. Te salut. Noi nu avem voie să vedem vreodată un om mort. Nu ne este permis să vedem suferința. Adio, dragul meu. Atunci, singurul Dumnezeu care a plâns pentru noi și a avut lacrima a fost Iisus. Zeii erau reci. Știți când am avut sentimentul ăsta? În 89, când nimeni de dincolo, din Occident, n-a văzut, n-a avut lacrima asta. Pentru tot ghetoul ăsta cât am suportat, nimeni nu era vinovat. Acum o să vedeți, le-a dat Dumnezeu comunismul. De asta sunt pe stradă. Nu cu asta se înfrânge. Ce am zis el la televizor, există forța mistică a poporului român. E ceva acolo, care e o baricadă interioară. Nu trebuie să arunci cu sticle cu benzină. De ce nu faci asta? Uite așa. E în neamul ăsta. Știți că tovarșul Marx era primul război mondial. A spus că națiunea este un produs istoric a unui proces economic și politic. Și că dispare odată cu etapa istorică. Am zis, spuneți-i dumneavoastră, țăranul român, 200 și ceva de mii au intrat sub groapă, sub pământ, că el a luptat pentru un produs. Zice, Iorga, aveau în inimă icoana Daciei Mari. Astăzi a fost sărbarea de la Putna. Pe acolo Eminescu a vorbit de Dacia Mare. I-a adunat de peste tot. El avea forța mistică. Avea icoana. El nu discuta cu produsul. Și atunci vezi că este o replică care este de tip creștin, care nu are nicio legătură nici cu grevele, nici cu revoluțiile, cu nimic, cu forme sociale. Este ca și mai face un mărășești autohton, tu, cu sufletul tău. Nu faci. Veniți un mare regizor din America de 30 de ani la Teatrul Național, aveam 30 de ani și eram cu toată dispreția pe scenă și mi-a dat să zic cuvinte oribile. Și am zis că glumește. Român. Era, dar nu dă nume să nu-i băgăm în istorie. Și zic, cum să zic așa ceva? Păi, de ce zice, limbajul ăsta comunist de lemn? Stai spus, e o piesă străină, nici un limbaj comunist. Dar pe nu, că trebuie să democratizăm limbajul. Și zice, ești pudic? Și zic, nu, sunt puric. Zic, domnul director, dumneavoastră a stat 30 de ani în America, eu stau aici în România. Poporul român nu e prost. E inteligent. Și are foarte mult bun simț și selecție. L-aș jigni. Nu spuneți că ăia din spate, tinerii, au sărit în spatele meu, cum sar acum ăștia, haștagiști. Și au zis că, nu știu ce, cu tare, că ești comunist. Dom'le, nu, n-am fost eu, că nu sunt unul violent. Dumnezeu m-a întors și am zis, bă, știam că sunteți lichele în mod individual. Am avut la grup. Și atunci Dumnezeu mi-a trimis un ajutor în sală. Era un actor în vârstă, care trebuia să repete și el nu-i venise rândul la scenă și s-a auzit așa o voce, avea 3 octave, ca Laurence Olivier. Dragul meu, și eu ca Dănuț n-am să spun niciodată cuvintele acelea groaznice. Și zice, dar de ce? Pentru că trebuie să ne modernizăm. Și a zis, nu le spun, fiți atenți argument, pentru că dacă le spun, se întoarce mama în groapă. Era Gheorghe Cozurici. Astăzi s-a votat în America ca în maternități să nu se mai spună mamă, alăptat, sân. M-ați înțeles? Dumneavoastră să spuneți în continuare cuvântul mamă. Știți că pe front 85-90% înainte când mureau mitraliați sau împușcați spuneau mamă. Nu sunt părinte 2 sau părinte 1. Să nu uitați cuvântul acesta sfânt. Și în final, ca să vă urc pe culmile creației, noi, românii, rezistăm datorită unui paradox ortodox. Eram în biserică și vorbeau la telefon. Erau niște derbedei. Părinte acolo. Hai, bănelul, bagă-vă 3.000 de euro, să moară mamă, nu știu cu tine. Dar tare. Și m-am dus, băi, zic, terminați, mă. Ce vrei, mă?
gata să se ia la bătaie cu mine. Și atunci Dumnezeu mi-a trimis în regim de urgență o olteancă. Tare, pe tocuri, s-a dus ca John Wayne, așa. În timp ce se îndrepta, aia s-a făcut mici. Și ea a zis așa, bă, mai tăcesc dracului din gură să ascultăm Sfânta Liturghie! Și a fugit, precum cărăbuși. Deci, fiți atenți. L-a pus pe dracul la treabă. L-a zis, vă rog frumos, dacă aveți, a zis, mai tăceți dracului să ascultăm Sfânta Liturghie. Este un sifilis ortodox care ne ajută. Mie mi-a leșinat soția la biserică, era o biserică mică care se puteai la mare, și la liturghie și am scos-o pe brațe, m-am speriat, am pus-o pe iarbă și că mi-e foame, dăm ceva de mâncare, m-am speriat. Unde să mă duc? Toate buticurile duminică scriu cu pixul, sunt plecată până la Mariana. În tot curând. Niciodată nu se va întoarce. N-are cum să se întoarcă. Eu ador biletele alea scrise. Și pe drum, veniți spre dumneavoastră, vând n. Eu n-am mai început. Dacă în Germania, știți? Numai la unguri scrie total curto colaci. Dar era mai curto dacă era, știți? E relativă. Merge și așa. Ce să... Uitați-vă, gar proaspăt. Dar nu mai zice vopsit. Domne, mă întorc imediat la forma asta. Și m-am întors în biserică să iau niște pâine. Nu erau decât băbuțele acolo, lumânări înfipte în pâine și zic, mama, dă și mie puțin. Nu pot, că nu e sfințită. Și zic, cineva se simte rău. Doamne, vă rog puțină pâine. Nu pot, că nu e sfințită, pleacă aici. Eu zic, o voce de amul cer. Dă-l-fă pâine, că strag una de te sfințesc pe loc. Și s-a rezolvat. Fiți atent. Acum, eu am văzut ceva care nu o să vă vină să credeți, dar vă ajută. Era transmisie TV cu eradicarea epicentrului de gripă aviară din județul Ialomița. În curând vorbim, avem legătura pentru eradicarea centrului de epidemie aviară, european era centru, în comuna din județul Ialomița. Mariana, mă auzi? Mariana, mă auzi? Da, așa, o speria și operatorul, să-ți spune. Dom'le, era Ialomița. Era un sat, 1600 și ceva arăta ca dezvoltare, hârtoape, gropi, asta pe tocuri, transmitem în direct de aici, era pe suspensie, așa, din județul, în spate erau doi cosmonauți, ăia, care omoară găini. Nu, să mergem așa. Ne apropiem de centru, de epicentru de gripa aviară, mi-a arătat camera, era o căsuță de lemn, nu de lemn, de lut, din aia, din cauza aluvionul, puțin a plecat, intrai așa, ca turnul din Pisa, care era o pictură lui Chagall, unde nu mai au gravitație. Asta, panorama asta europeană arăta cum arăta, ăia de pe lună, și aici erau două priviri românești. Era privirea băbuței, rămasă singură, văduvă, slăbuță, săraca, parcă era o frescă ieșită din biserică să vadă ce se mai întâmplă în lume. Dom'le, privirea era tipic românească. Încerca să-i scaneze pe aia în alb și pe aia. Și zicea, turci nu sunt, tătari nu sunt, comuniști nu sunt. Ea scana pe computer, trecea memoria ei să vadă cine sunt aia. Asta era privirea românească în care se uită românul cu viteză. Noi avem ceva de câine de tomberon. Nu, traversăm o dată cu ăsta. Călcat de chip. Eu am văzut în parc cum fugeau de hinghieri. Miroseau hinghierii, doamne. Sunt extraordinare, se uită și miroase așa, se uită. Nu e bun. Deci, pac, e un aer social infect și eu ăsta îl simt. Domnule, a doua privire românească era găinilor, domnule. Erau găini normale la cap, care mâncau râme. Eu am văzut în mall găini de curte, stresate, nestresate, în laborator. Adică din aia, din București, nu mai știe care e gălbenușul și albușul. Care e ținută în cușcă, mănâncă, faci un ou. Și atunci tu ești ce mâncă? Am făcut o omletă de găini stresate. Ale mâncau râme, se mișcau ca Nadia Comăneci, erau așa. Erau că... Aia ce că ne apropiem de zona de epicentru, genial. Ăla era epicentru de infectare a întregii țări, a lumii, pare europene. Baba nemișcată, era veșnicia privind istoria, ea avea gard la casă, era gard strategic, cu ce adusese vântul, nu ăla din pușcărie, vântul. O țambără, un capac de veceu, un chilot care tremura, era steagul UE, sârmă ghimpată, conserve
Și ăștia s-au apropiat de ușă. Ușa, dacă mai țin la țară, sârmă din aia care-i făcut așa. Baba avea o forță colosală ca să nu putea să se desfacă sârma invers, domnule. Am văzut-o filmat, știi, că baba mânca urzici. E bancul ăla, că mănâncă urzici, că schimbă sânge și dacă mai mănânce, schimbă și mersul. Și că în curând vom intra în epicentru de baba nemișcată, găinile în retragere și ăștia au făcut greșeala vieții lor. Nero, dai un crește. Da, bă, dă el dreacu, sări gardul. Asta a fost ultima imagine. A zis, aaa! Și s-a încheiat transmisia în direct. De la, dă-lea Dumnezeu țambără la ăștia care erau valul 4, să fie intrată adânc, strategic. Lăsați că duce vântul. Le-a duce vântul de toate, domne. Nu știu cum tremurau chiloții în aia, pentru că capacul de WC-ul. E o aglutinare, sunt niște aluviuni istorice acolo. Erau ceva... domne, la mine, unde stau la 200 de metri de Patriarhie. Și acolo când aduc moaștere Sfântului Dimitrie Basarabov, se fac cost de 48 de ore. Și merg oamenii săraci, femei în vârstă, oameni, copii așa. Nu știi ce are omul sufletului și crede, nu. Vin șobolani de la televiziune să vadă că se înghesuie, îi filmează aglomerația, nu credința. Păi ce să facă dacă îi dă un ceai și ea dă două zile acum? Și merg așa. Nu e viteză mai mare. Dacă îndrăznești cu viteză mai mare, a îndrăznit una, domnule. A venit una cu o poșetă, de la Parlament era toată. Să pupe ea moaștele, știi? S-a dus direct acolo să pupe, a trântit poșeta aia de 5.000 de euro, numai că a dat o băbuță. Băbuța Dumnezeu închină. În poșeta, domnule, i-a tras un cot, nici Chesius Clay nu putea să tragă. Și cu buzele a zis, Sfinte Nicolae, a zis, du-te, dracu, de aici, curva dracului, pe Sfinte Dimitrie, și mi-a ajuns nepoțeul la facultate. Cu aceleași buze. Du-te, dracu, curva dracului și cu aceleași buze astea. Ăsta e paradoxul românesc. A trimis-o unde trebuie și cu Sfântul Dimitrie Basarabă v-a vorbit ce trebuie. A dezinfectat căle viitorii. Domnul primar, dați-o pe redul Basarabă, nu mai pot. Ăsta este disul. La Mircea, Mircea merge, mă devalizăm pe Mircea. Fiți atent. Asta, tot așa, fac Sfânta Cruce, că sunt, am părinții în față aici. Doi englezi, că sunt englezi și englezi, a spus noastră, în Occident, oameni normali și oameni anormali. Ăștia aveau față de Twitter. De TikTok. Let's see Romania. Ăștia care se uită întâi pe apără. Let's see some Romanian Orthodox Church. Nu niște biserici ortodoxe. Și Dumnezeu mi-a zis să le zic, follow me, urmați-mă. Dom'le, ăștia a nimerit în postul Paștiu era. Când au intrat ăștia doi, erau așa mai bătrâni, dar slabi, hrăniți mai cu ovăz. Scrumbi. Când au văzut ăștia bisericile arhipline, nu le-a venit să creadă că la ei în Anglia de sute de ani sunt goale, sfinții se pitisesc. Îi au cerut azil politică în România, trec canalul municii la noi. Păi n-au ce să dacă nu se roagă nimeni la ei. Ce să facă Sfântul? A venit cineva la tine? Ce faci? Și ăștia se uitau, ești incredibil. Și ei când au uitat în biserică, nu au realizat că în dreapta și stânga era Eine Division Panzer de babe. Din aia care dau din buze tot timpul așa. Trimit mail-uri. Fax-uri. Nu știu dacă de blesteamă sau se roagă. Uite, așa erau. Și când au văzut babele, toanele astea și diviziile de babe, că intră ăștia doi, Doamne, am început, ce mai, RMN, EKG, ecografii, tot. Și că eu trebuie să zice pantofii are pe la care dracu zic. Tot, i-au făcut praf! Aia când au trecut, erau deja moaște. Erau la... Doamne, și-au nimerit culmea la trecerea pe sumas. Vă dați seama că eu acum să mă bag pe sub scaun, ce face? E o tradiție la mine, mă bag pe sub scaun. Și eu zic, what is about? Cum să le explic eu teologii? N-aveam cum. Și am zis așa, zic, domne, noi după asta mergem la restaurant și ne antrenăm. It's amazing, it's fabulous. Asta, o fetiță pe sumasă, o băbuță pe sumasă, un domn, un moșulică. Domne, și la un moment dat am auzit o voce. Dă-te la o parte că vin eu. Era Dumnezeu. Nu cumva să negați că eu n-am vrut cu Dumnezeu. Știți ce o să pățiți? Știți ce a făcut nebunul? S-a așezat la salonul de nebuni, așa. Și a venit doctorul, ce faci aici? Sunt veioză. L-a luat afară,
Până s-a răsculat tot salonul. Ce aveți, mă? Ne-ați luat lumina. Deci nu uitați, eu sunt periuță, da? Când o să mă ia, o să vă revoltați. De ce ne-ați luat periuță? Uite-o. Dumnezeu a trimis una pe topuri, nene, 10 cm. Animal Planet era. Babele am intrat toate. În grijă m-am amuțit. Botox puternic. Dacă țin casă, scârție, știi? Să nu-ți aduc aia un ceai, că mori. Aici am silicoane puternice, mari. Dacă îmi țepai, fugea prin alta. Se ducea direct. Se ducea direct. Vă dați seama ce ochi au făcut englezii? Aia venise de pe centură direct. Să treacă pe sub masă. Asta e lungă ce am eu. Avea o rochiță special de trecut pe sub masă. Și s-a dus la părinte, părintele nebunise. Părinte, pot să trec și eu pe sub masă? Și n-a mai apucat. Părintele a rămas Cristin Sanael, fără gravitație. S-a băgat pe sub masă. Babele au trecut la musulmanism, a căzut baticul pe față. Englezii au zis în cor, oh my God, nu spuseseră de sute de ani. Și o plin de mândrie a zis, la noi și curvele sunt ortodoxe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, că am din conștiența să ne invite. Mariano, mulțumesc. Veniți pe scenă aici. Îndrăzniți că eu am biruit lumea. Aveți. Maestre, a fost o seară deosebită, într-o zi deosebită de sărbătoare, aici la Târgu Ocna, hramul spiritual al localității. Prima reprezentație în acest spațiu, în acest centru cultural. Vă mulțumesc în numele locuitorilor din Târgu Ocna, în numele Consiliului Local, în numele colegilor mei de la primărie, că astăzi a fost rânduit să fiți astăzi în mijlocul nostru. Ne-ați încântat. Ne-ați încărcat cu energie pozitivă și permiteți-mi să ofer și eu câteva cărți scrise de un distins domn profesor de Jean Târgu Ocna. Permit. Mulțumesc, super! Mulțumesc! Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna. Un secol! Un secol! Extraordinar! Vă mulțumesc! Vai, ce cadouri frumoase! Ce țară frumoasă avem! Și aici, puțină sare din inima voastră. Vai, crezi că-ți droguri! Vă dați seama! Cine uite descoperi heroină! Mulțumesc din suflet! Și aici, aurul la... Aurul cristal de sare. Cristal de sare! Vai, vă mulțumesc! Știți ce țin în mână? Vă mulțumesc încă o dată din suflet, domnul primar, pentru gestul acesta frumos. Vedeți ce țară bogată? Aici dai o lopată și dai de sare. Ați auzit de marșul sării? 450 de kilometri, Mahatma Gandhi. India călcată în picioare de britanici. Luau sare de la ei, cum fac șmecheri ăștia nenorociți de la noi, și o vindeau indienilor de trei ori mai scumpă. Și Mahatma Gandhi, știi, ca Roșia Montană o să o facem. A zis, eu o iau pe jos până la ocean, ca să iau sare poporului indien. Cine vine după mine? Așa se va întâmpla. Și a mers din comună în comună, le vorbea că noi avem sarea noastră, avem țara noastră. Și s-au adunat oamenii și până la oceanul, până la malul oceanului, a fost vreo 800 de mii.
de indieni care stăteau, a intrat de sculț în mare, a luat un bulgăre de sare și a zis: cu sara aceasta am să distrug Imperiul Britanic și o să-mi eliberez țara. Cu sara aceasta o să-mi iubesc țara. Vă mulțumesc! Bună seara! Domnule maestru, aș vrea să vă oferim din partea noastră un mic cadou, dar înaintea acesta avem un buchet de flori inedit. Vreau să chem toți preoții care sunt de față pe scenă, ca să știți că nu este o iluzie. Am citit și noi câteva cuvinte undeva și aș parafraza spunând că biserica este un loc în care se spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi, acest loc numit Centru Cultural Ioan Talianu a devenit o biserică și a spune că biserica este un metrou în care urcă morți și coboară vii în drumul lor spre lumină. Ăsta e gândul noastră. Sunt protoiereu în protopopiatul Onești, cu binecuvântarea prietenului excelenței voastre, înalt preasfințitului Ioachim, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a gândit un cuvânt frumos pe care dorim să-l citim, nu înainte de a spune cu toți un Tatăl nostru și apoi să cântăm troparul adormirii Maicii Domnului împreună și să dăm o binecuvântare, pentru că este cu adevărat o seară minunată și o seară creștină pe care astăzi ați făcut să ne-o clădiți aici în sufletele noastre de fii ai eroilor neamului nostru românesc. Fără eroii din această zonă, de pe Valea Trotușului, sunt de pe Valea Cașinului, suntem de pe Valea Uituzului, 80 și ceva de mii au murit aici, tuturor aproape 90% prin grija acestor preoți, li s-au reparat toate mormintele. Vă putem spune că fără noi și fără, mă refer acest noi, fără eroii noștri, nu ar fi fost nicio Alba Iulia și nicio Românie Mare. De aceea ce a spus a trecut prin inimile noastre. Dau citire mai întâi acestui text, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, protopopiatul Onești. Distinție de vrednicie. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre ortodoxe înmulțesc talanții primiți în dar de la preamilostivul Dumnezeu lucrând pentru binele bisericii și al semenilor. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre. Domnului Dan Puric, în semn de prețuire și recunoștință pentru meritele deosebite în apărarea credinței ortodoxe, a demnității și a valorilor neamului românesc. Semnează Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vreau să vă spun și în apărarea demnității noastre, noi avem o glumă între noi preoții și a unei instituții foarte serioase. La noi se numește instituția Baba Ortodoxă. Cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dar ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o naștere fecioria ai păzit,
născătoare, mutatu-te-ai la viață, fii Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești în moarte sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale Sfinților Isaac Sirul Pomenitasă și ale Sfântului Simeon Nou Teolog și pentru rugăciunile Sfântului Dimitrie cel Nou, ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva și ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi la această conferință, miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin. Domnule maestru, vă mulțumim. Aș vrea să vă fac o mică atenționare. În zona aceasta se găsește singura biserică cu hramul Sfântul Simeon Nou Teolog din țară și din lume. Și aveți aici personajul care a închinat toată viața, este de față. Vă provoc la o conferință în anul magial al Sfinților Isihași la Mănăstirea Cașin. Vă mulțumesc, este impresionant. N-am știut. De multe ori se întâmplă, de fapt, ce bine este că încă nu știm că acolo se află Dumnezeu. Să iubim această sfântă neștiință că ea ne salvează. Vă mulțumesc din suflet, mă simt onorat. La intrarea în sală sunt expuse cărțile domnului Dan Puric.